Ascultăm cuvântul Domnului din Proverbe, capitolul 25, respectiv versetul 28, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 663. Cartea Proverbelor, capitolul 25, versetul 28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Mă bucur că sunteți în seara aceasta în casa Domnului, la o seară de tineret, când se discută probleme specifice tinerilor. Nu se pot acoperi toate problemele cu care ei se confruntă la momentul actual, dar cel puțin o parte dintre ele încercăm să le răspundem pe măsura cunoștinței și a descoperirii pe care o avem. De aceea, în seara aceasta am ales acest verset, care spune că omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Asta ne duce în vechime, când oamenii lucrau pământurile, câmpurile, și la un moment dat, când era problemă de invadatori și când veneau anumite grupări de oameni care să îi prindă, să le prade recolta, să îi ia robi, oamenii și-au făcut anumite cetăți de ziduri. Și în momentul respectiv intrau între ziduri, închideau poarta, să stăteau baricadați acolo. Asta presupunea că aveau timp la dispoziție. Chiar dacă armata invadatoare era destul de puternică, ei aveau timp să trimită soli spre alte cetăți, spre alți domni, să vină să-i ajute. Zidurile acelea erau între ei și dușmanilor. Imaginați-vă ce înseamnă să sucrezi pământul, să fii cu copiii, să strângi recolta și dintr-o dată vin tătarii. Unde te duci? N-ai unde te ascunde. Sigur ești rob. Sigur, dintr-o dată te prind cu arcanele, te vând în piețele de sclavi, îți ia toată recolta și s-a terminat istoria ta pe momentul respectiv. Aș vrea să vă spun că observ de foarte multe ori tineri care și tinere care arată bine la prima fază. Uscă dincioși, cântă Domnului, vin la studiu, merg într-o parte, merg în alta. Și la un moment dat vine un invadator. Pentru că nu are ziduri, l-a prins, l-a robit și l-a dus. Pentru că zidurile alea nu au fost ridicate. Și a ridica un zid nu-i ușor. Imaginează-ți că există numai un gard de plasă așa. Undeva cineva își face un gard de plasă și tu vrei să ajungi pe proprietatea lui. Gardul ăla, cât e de plasă el, cât e așa, te împiedică. Trebuie să-l sari. Dacă mai are și țepi deasupra, te încurcă enorm. Și un gard de plasă. Gândește ce înseamnă un zid ridicat acolo. Zidul ridicat la vremea potrivită te păzește de cei care vor să-ți facă răul. Te păzește de invadatori. Te păzește, cum era pe vremea aceea, de porci mistreți care veneau și rămau toată agoniseala lor de o viață. Zidurile acelea te protejau. Zidurile acelea mai făceau un lucru, îl limitau. Odată ce ai intrat în cetate și erai înconjurat de ziduri, nu mai aveai la dispoziție cât ai fi vrut tu. Zidurile îți puneau niște opreliști până aici, până aici, până aici. Foarte mulți oameni doresc să trăiască în libertate fără ziduri. Dar zidurile, odată ce le-ai ridicat, îți impune o anumită disciplină în viața ta. Îți știi limitele foarte clar și nu le treci. Pentru că zidul nu se poate. Dacă un gard nu poți să-l treci, zidul cu atât mai greu nu-l poți trece. De aceea aș vrea să vă vorbesc după masa aceasta despre zidurile pe care ar trebui să le ridici un tânăr creștin. Că e foarte important să știi să începi să le construiești. Și pe măsură ce construiești zidurile acestea, vei vedea că vei fi protejat în timp ce pe alții iau robi, în timp ce alții îți dați la pământ, în timp ce alții lasă tot și fac de râs și viața lor și familia lor, tu poți să reziști pentru că ai zidurile respective. Poți să fii un atacator foarte puternic. Ai timp să ceri ajutor. Zidurile îți dau timp pentru că ele sunt acolo. Primul zid pe care v-aș ruga tare mult să începeți să-l zidiți este o părere echilibrată despre tine. De foarte multe ori, părerea noastră nu este cea mai echilibrată. Unii exagerează cu părerea lor despre ei și exagerează calitățile lor pe care le au și
sunt calități pe care le au și le ridică în slăvi, exagerând ajung să disprețuiască pe alții care n-au calitățile lor. Au alte calități, dar ale lor nu le au. Și disprețuiesc pe alții și se poartă cu aroganță. Alții nu exagerează, ci minimalizează. Nu, eu nu-s bun de nimic. Au complexul de inferioritate. Totdeauna nu-și găsesc locul, se uită în oglindă și spun că sunt plus. Deja sunt peste 8 miliarde de locuitori, de ce o mai trebuie să mai vină și el să încurci treburile prin zonă? Nu pricepe, nu înțelege, se uită, când intri în vorbă cu el, deja îți dai seama că el deja e în plus, el e înfrânt deja, din momentul respectiv. Pentru că are un complex de inferioritate, nu și-a găsit locul și nici identitatea și nici scopul în lumea aceasta. Apostolul Pavel spunea bisericii din Roma și credincioșilor de acolo, printre care erau și tineri, în capitolul 12, cu versetul 3 în felul următor. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Apostolul le spunea credincioșilor să n-aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Dar cât se cuvine, trebuie să o ai. Decât se cuvine, dar cât se cuvine, trebuie să o ai. Trebuie să-ți găsești echilibrul ăla în viață, să vezi cine ești. Orice om e o sumă de calități și de defecte. Orice tânăr nu poți să excelezi în toate. Nu poți să fii bun la toate materiile. Nu poți să fii desăvârșit, ci ai și anumite defecte ale tale, pe care tu ți le știi, părinții probabil din nou le știe. V-aș ruga tare mult, aveți grijă la lucrul acesta. Urmăriți momentele când exagerați, în mod special efectele exagerării, care sunt disprețul de alții, disprețul față de alți oameni care nu sunt în aceeași poziție privilegiată pe care o aveți voi. De exemplu, majoritatea dintre voi aveți părinții în credință, bănuiesc. Sunt alții care n-au părinți în credință. Mai aud înjurături în casa lor, mai văd ce mai văd. Sunt înclinați pe anumite lucruri, pentru că un copil niciodată, când tatăl lui fumează, nu spune că tata face rău. Copilul idolatrizează pe tatăl său. Tot ce face tata și mama este perfect. El trăiește într-un asemenea mediu. Tu, pentru că te-ai născut într-o familie de credincioși și din start ai mers pe o cale îmbunătățită din cauza părinților, ai tendința să te uiți de sus la oamenii aceștia defavorizați, de oamenii aceștia care n-au avut condițiile tale și nu ai voie să faci asta. Trebuie să ai o părere despre tine echilibrată. Dacă vrei să vezi cum se simte el, pun-te puțin în papucii lui. Știți câteodată zilele trecute îmi povestea un frate păstor, tot din zona noastră, despre altcineva și spunea, frate Virgil, eu îi vedeam ce fac părinții lui. Vedeam, noi eram mai mulți acasă, erau mai puțin, dar părinții se comportau cum nu trebuiește. Și într-o zi stăteam de vorbă cu prietenul ăsta, colegul ăsta de clasă, lângă gard așa, și îmi zic, ce n-aș da să fiu în casa voastră și să am părinții tăi? Ce n-aș da? Și acum este tributar la ce a văzut el. Sunt foarte mulți marcați de lucrul acesta. Aveți un cular binecuvântat. Și în culoarul acesta binecuvântat pe care Dumnezeu vi l-a hotărât prin părinții voștri sau prin anturajul pe care l-ați avut, câteodată exagerați și vă uitați la ceilalți de sus. Poate culoarea pielii nu-i corespunzătoare, poate mediul de unde vine. Ca și tineri creștini, trebuie să ai o părere despre tine cât se cuvine. Dacă ești bun la matematică, ești bun la matematică, dar asta nu trebuie să disprețuiești pe ea care nu le au. Dacă ești bun la sport, ai fi bun la sport. De asta nu trebuie să disprețuiești pe ăla care fugi împletucindu-se. Nu ai dreptul ăsta. Dacă ești bun la fotbal și totdeauna când se aleg echipele, te alegi pe tine, totdeauna, ai dreptul să te bucuri că probabil ești bun la ceva, la driblat, la portar sau altceva. De asta nu îți dă dreptul ție să privești de sus pe cineva care totdeauna rămâne și nu-l ia nimeni în echipă. Formează-ți în viață o părere echilibrată despre tine.
Uită-te la multele calități pe care le ai și identifică-ți foarte clar lucrurile negative. Identifică-ți carențele. Uită-te să vezi ce anume ai de îndreptat. Recunoaște starea respectivă. Lucrul ăsta te va ține smerit. Unul dintre lucrurile pe care le văd eu că Dumnezeu ne ține smeriți este că ne uităm la defectele noastre și le vedem, că le avem. Unele dintre ele se pot corija, unele defecte rămân pentru toată viața. Vă dau exemplu doar al lui Moise. Spune Scriptura că Moise, la vârsta de 40 de ani, a ales să nu mai stea sub tutela lui Faraon, printr-o serie de împrejurări, a trebuit să ajungă în pustia Madianului, acolo a păscut 40 de ani oile socrului său. Problema pe care o avea el de-a lungul timpului și când era mic și când era mare, era bâlbâit, dar o bâlbâială de asta cronică. Că a trebuit Dumnezeu, când Moise a venit și a spus, Doamne, Tu știi că eu nu sunt un om cu vorbire ușoară. Eu am probleme în domeniul ăsta. Cât îi lua lui Dumnezeu să-i facă o vorbire fluentă? Cât îi lua? O milisecundă. Totuși Dumnezeu nu o face. Ci spune, tu vei merge în Egipt, tu vei fi pe post de Dumnezeu, iar Aron, fratele tău, va fi prorocul. Acum imaginați-vă dumneavoastră cum începea Moise să-i spună lui Faraon cu toată curtea imperială acolo, Dumnezeu, și vinea Aron, spunea, vrea să spui că Dumnezeu a zis, dacă nu lași pe poporul Domnului să plece, îi să încurci. Da, să știți că așa păstiți. Vă dau exemplu ca să vă dați seama. În ce situație penibilă era ăla cu forța. Și așa îl ține Dumnezeu toată viața. Nu o să vedeți la Moise aroganță. Nu o să vedeți. Nu o să vedeți la Moise după minunile alea grozave, că vine și spune, vedeți cum lucrează Dumnezeu prin mine, băi. Vedeți ce declarație a făcut Dumnezeu? El se descopere, oameni, vorbește, dar cu mine o spus el, vorbește față în față, măi. Voi vă dați seama, niciodată Moise nu a avut probleme cu chestia asta. Pentru că a fost un defect pe care Dumnezeu i l-a lăsat acolo cu un scop. Unele se pot remedia și indica dacă se poate remedia, cum e mânia, cum e neseriozitatea, cum sunt anumite lucruri la care s-ar putea să fii predispus. Le poți remedia și indicat să le remediezi. Însă unele rămân acolo. Nu disprețui niciodată pe cineva care are probleme de genul ăsta. Totdeauna gândește-te că pe lângă calitățile deosebite pe care le ai, ai defecte, ai carențe de caracter pe care le identifici tu și s-ar putea să le identifici și alții. De obicei, aroganța și mândria noi nu o identificăm. Ea nu se vede, la purtător nu se vede. De obicei, pe noi ne deranjează când alții sunt mândri. Dacă noi suntem mândri, nici nu sesizăm. Deci nu sesizăm. La noi e normal să fim aroganți. Alții să nu fie. De aia e bine să ai prieteni. Că prietenii vin și îți spun, vezi, te-ai purtat cu aroganță aici. De obicei spunem, nu e adevărat, domnule, eu am încercat, că adică, nu, e aroganță. Poate tu nu-ți dai seama, dar este aroganță. Părtășia de la tineret presupune asta. V-am spus și altă dată că când eram ca voi, aveam prieteni cu care discutam problemele noastre. Ne mărturiseam unii la ceilalți cu luptele pe care le avem, speranțele pe care le avem, visurile pe care... Tot în perioada respectivă eram folosiți la îndemnuri, într-o parte și în alta, să slujim. Și ca să poți exersa lucrul ăsta, nu puteam să stăm în biserica unde eram noi acolo, pentru că ne venea rar rândul să slujim. Și mai plecam în alte biserici care își asumau riscul să... Bisericuțe mai mici, mai mari, câteodată, să ne primească să slujim. De obicei vorbeam un sfert de oră. Fiecare dintre noi. Majoritatea dintre ei sunt deja slujitori. Știu că odată eu am început să vorbesc, vorbeam de obicei primul, am început să vorbesc și colegii mei au început să noteze pe o hârtie ceva acolo, tot notau. În timp ce eu vorbeam, mă și gândeam, ori, ce notează ăștia de la mine, că n-am eu ce nota, nu notează ei.
Bine, ei au notat, după ce s-a terminat slujba, am întrebat curios și eu, păi ce ați notat voi acolo? Atât. Unul spune, băi, Virgil, în timpul ăla scurt de un sfert de oră pe care l-ai avut tu, ai spus cuvântul fiindcă de 24 de ori. Altul vine și spune, nu, am 25 de liniuță, 25 de... Deci eu în timp ce am vorbit într-un sfert de oră, am spus de 24 de ori, fiindcă, 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 cine vorbește și își numără cuvintele? Dar prietenii au avut timp să-i numere, fără probleme. Bun, când am plecat în următoarea biserică, după aceea ăștia iar aveau pixul și foița în mână. Eu am început să vorbesc și am spus, frații mei, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim aici și am înlocuit fiindcă cu pentru că. Știți că o dădeam tot pe fiindcă dacă ei nu erau ei? Foarte multe lucruri le îndrepți dacă ai prieteni. Foarte multe, multe. Expune-te și spune, băi, dacă vezi ceva, nu-ți promit că mă îndrept din prima. Sunt încăpățânat și eu. Dar spune-mi cel puțin. Spune-mi cum se vede din partea ta. Și o să vedeți că prietenii din jurul tău îți vor spune, uite, în domeniul ăsta ar trebui așa, în domeniul celălalt ar trebui așa. Sunt persoane care nu știu să se poarte. Știu că când am început studiul biblic la noi, la Dumbrăveni, cu tineretul, primul lucru pe care l-am făcut atunci, am văzut o timiditate care din cauza complexului de inferioritate, parcă se vedea după ei așa, li părea rău că există. Li păreau rău că există, că-s acolo. Și a spus, măi, mai bun, stimate surori și frați, trebuie să fii demn de ceea ce este. Și ca să arăți demnitatea asta, vă rog pe rând, ridicați-vă în picioare și spuneți cum vă numiți. Atât tot. Și să ridică o frață, mi-a zis, mă numesc, zic, nu trebuie să râzi. Nu trebuie să râzi. Pur și simplu gândește că ești în fața, te ia și te duci undeva. Și tu ești om. Știu că din cauza stresului, din cauza tracului pe care îl ai, râzi, faci, cu tare. Nu, nu, doar simplu. Mă numesc Virgil Neagu. Și stai jos. Știți că la un moment dat am făcut nu știu câte repetiții. Când plecam împreună cu tineri într-o altă biserică, se prezentau tineri în altă biserică și spuneau la fete sau la băieți, da, cum vă numiți? Când se ridicau ăștia și făceau o prezentare, pentru că au făcut repetiții la lucrul ăsta. Au făcut repetiții, au fost pregătiți și un lucru simplu. E simplu, îți dai seama cum te cheamă, îți accepți numele tău, îți accepți că existi. Primul lucru, fii atent la toate darurile tale, toate talentele tale, șuitele și la neajunsurile tale. Vezi că ești om și trăiești smerit înaintea Domnului. Caută-ți prieteni să te ajute, prieteni credincioși. Fetele pot să-și caute prietenile lor, care îți vor spune adevărul despre voi. Problema cea mai mare pe care o văd eu la momentul actual este complexul de inferioritate. Când vedem că nu suntem pe o poziție care trebuie, când vedem, mai ales în perioada adolescenței, când corpul își schimbă, aproape în fiecare zi își schimbă felul de a fi, tot te uiți în oglindă și parcă vezi altă persoană, în continuu. Și spui, oare unde, când se va opri nasul de crescut? Dar urechile parcă se fac ca un fel de parabolici, așa, prinde semnale extraterestre, într-o parte sau din alta. Foarte multe lucruri pe care, mai ales, ne comparăm cu alții. Lumea ne-a dat anumite top modele, care sunt foarte slăbuțe, care arată foarte bine și care sunt puse pe toate gardurile, ca să spun așa. Și noi începem să ne comparăm și avem din start complex de inferioritate față cum arată persoana respectivă. Am vrea să arătăm, știți că o grămadă de persoane de astea care au complexul de inferioritate își fac operații estetice care costă o grămadă de bani numai ca să semene cu Barbie, de exemplu. Numai ca să semne ca cu tare. De ce? Pentru că nu-i mulțumit de modul în care arată. Ori credincioșii și credincioasele trebuie să treacă peste pasul acesta și să vadă părerea lui Dumnezeu despre ei. Și dacă te uiți în Scriptură, o să vezi că David spune în Psalmul 139, sunt o făptură atât de minunată. De fapt, tu ești unic. Niciodată în istoria lumii n-a mai fost cineva ca tine și niciodată nu va mai fi. Ești o ființă unică. Lucrul acesta trebuie să-l cunoști.
Chiar dacă vrea cineva să te înregimentezi într-o echipă, să te dea, nu, tu ești unic. Dacă mai ai și harul să-ți dai seama că ești posibil purtător de Hristos sau dacă l-ai primit pe Hristos, tu ești copil al lui Dumnezeu, tu așa trebuie să te uiți. Mă uit la Apostolul Pavel, vine și spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu și suntem, și suntem. Efectiv, te scoli cu gândul ăsta, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a făcut cum i-a plăcut lui cel mai bine. Nu există făptură ca mine. Poate există unul sau doi care seamănă, dar ca mine nu există nimic. Sunt unic în toate, în toate celulele mele, în ADN-ul meu. Sunt unic. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Eu am trecut prin perioada asta, dumneavoastră, că și de obicei cam majoritatea trec pe acolo. Eram la timpul respectiv, tocmai terminasem liceul și plecasem să lucrez, cum era pe timpul ăla, plecasem să lucrez undeva în întreprindere. Și știu că cel mai dificil lucru care era acolo era faptul că pe timpul ăla se făcea muncă și duminica, că trebuia îndeplinit cincinalul, așa se spunea atunci. Era un termen comunist. Toți stăteau degeaba și când plineau cincinalul. Dar, bă, important era să fii acolo. Eu, cel mai frumos moment pe care îl avem din săptămână era duminica. Când venea sâmbăta, efectiv, simțeam că sunt copilul lui Dumnezeu. Simțeam că am viață veșnică. Simțeam că Duhul Sfânt este peste mine. Pentru că venea duminica. Și duminica era la adunare, frumos. Avem sier de tineret. Băieți din lume și fete din lume veneau la noi la adunare, la serile de tineret. Că nu era nicăieri mai fain ca acolo. Dacă se duceau și deschideau televizorul, apărea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 2 ore, și dacă mai stătea puțin, apărea tovarășa Elena Ceaușescu. Dacă se duceau la discotecă, erau cu niște bătăi și niște cutare ce era acolo și trebuia după aia să-i spui dinți de plastic și o grămadă. Ca atarii veneau la noi, mulți au rămas în biserică, era frumos, grozav. Dar după ce se termina duminica, venea lunea. Luni când mă duceam la întreprindere, responsabilul de partid, de cine-i crezi că se lega? De mine. N-ai venit, cincinalul trebuie îndeplinit, norma de partid trebuie îndeplinit, tu trădezi colegii cu tare. Eu îi mai dădeam, domnul, dar eu vreau să mă însor, la vârstă, adică să mă însor. Nu să mă însor la fabrică, cu strungul, cu frezele, cu ce să mă însor? Mă duc la adunare, acolo găsesc și eu o fată, așa. Nu să mai întâmple și așa mai departe. Și în momentul respectiv, la vârsta respectivă, am început să citesc din Scriptură cine sunt eu în Hristos. Și am aflat că eu sunt copilul lui Dumnezeu și când plouă afară și când e sănin. Mie mi-era ușor să cred că sunt copilul lui Dumnezeu când era sănin afară, când era primăvara, când ciripeau toate ciocârliile. Eu simțeam că sunt copilul lui Dumnezeu. Când venea toamna, sloată, noroi, glod, cum spunem noi, nu mai simțeam că sunt copilul lui Dumnezeu. Apoi când eram apreciat, simțeam că sunt copilul lui Dumnezeu. Când eram batjocorit din cauza faptului că nu vin la fabrică, simțeam că nu mai sunt copilul lui Dumnezeu. Și am început să citesc Biblia. Și am aflat că Dumnezeu m-a înfiat prin Iisus Hristos și când plouă afară, eu sunt copilul lui Dumnezeu chiar dacă nu simt asta. Și când e frumos afară, eu sunt copilul lui Dumnezeu chiar dacă simt asta. Că mântuirea nu-i pe simțite, ci pe credință. Doamne ajută! Am început să mă scol în fiecare zi. Pentru că eu citeam alea în Biblie, dar nu prea credeam așa. Și am aflat că prin credința din inimă se ajunge la neprihănire și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. M-am sculat dimineața și am început să mărturisesc. Eu sunt și astăzi un copil al lui Dumnezeu. Eu am viață veșnică. Eu sunt păzit de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu mine pentru că eu sunt copilul lui. Și afară ploua. Și aia mă așteptau la fabrică să mă iei la ture. Dar eu plecam bucuros. S-a schimbat totul, au rămas lucrurile, aceeași atmosferă cenușie, posomorâtă. Dar eu pășeam cu verticalitate și cu bucurie pentru că știam cine sunt. Te-ai gândit vreodată la aspectul ăsta? Ca să ai o părere echilibrată despre tine, tu trebuie să-ți vezi valoarea din Scripturi. De aceea, dați-mi voie să vă citesc un pasaj pe care frații vi l-au citit, eu sunt sigur de lucrul ăsta, că vi l-au citit, numai că e foarte important de scris. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 13, spune așa: V-am scris aceste lucruri
ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Atenție, nu v-am scris aceste lucruri ca să simțiți ceva. Nu, ca să știți că voi, care credeți, aveți, nu veți avea, aveți viața veșnică. Tu ai viața veșnică pusă de Dumnezeu acolo. Ei, părerea asta, după Scripturi, îți dă valoare. Din lumea aceasta ieși din anonimatul celor 8 miliarde de oameni și dintr-o dată devii copilul lui Dumnezeu. Dintr-o dată, Dumnezeu are îngerii lui care te păzesc pe tine. Îți numără firele de păr și pașii tăi. Îți ascultă rugăciunile. Pentru că ești preferatul lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Dar asta doar dacă l-ai acceptat pe Hristos ca Domn. De aceea provocarea mea pentru voi, ca să puteți avea un zid puternic a unei păreri personale echilibrate despre tine, este în primul rând să fii sigur că l-ai acceptat pe Hristos ca Domn al vieții tale. Îi provoc chiar pe adolescenți, pe cei de 14, 13, chiar 10 ani, îi provoc. Faceți-vă timp și primiți-L pe Hristos în viața voastră. Frații vă vor boteza când vor vedea roadele pocăinței și la timpul potrivit, dar nu strică ca Hristos să intre la locul Lui decât să intre altceva. E foarte provocator. Știu că eram odată la evanghelizare la Hațeg și la vremea aceea băiatul meu, Ionatan, avea vreo 10 ani, cred că așa. Și la sfârșitul predicii mele am făcut chemare la pocăință. Au venit mai mulți oameni acolo, femei în față, printre ei și Ionatan. Am început să mă rog pentru ei, am ajuns la Ionatan și nu m-a mai rugat. Am zis, tu ce cauzi? M-am hotărât pentru Domnul, tata. Băi, dai 10 ani, știu. M-am hotărât pentru Domnul. Știți că și el, și eu, am recunoscut că viața lui s-a schimbat din momentul acela? Știți că din momentul acela totul s-a schimbat? Traiectoria vieții lui, efectiv, a fost alta? Și el spunea, tata, văd că sunt ajutat, văd că sunt sprijinit, văd că nu mă încurc în anumite lucruri. La un moment dat, pe când avea, nu știu cât avea, 14, 15 ani, a venit o fată la un frate, tot din biserică, a zis că n-ai vrea să fim prieteni. I-a spus lui, el pentru că avea legământul ăsta făcut cu Domnul, a zis, nu, acum e vreme de învățat. Mă cauți pe la 20 ceva de ani. Mă cauți pe atunci. Acum du-te și învață, ia-ți exemplare, mai mergi și tu la vreo olimpiadă, ceva, că asta fac și eu. Nu s-a lăsat prins în cursa asta. Dar știți de ce? Pentru că Iisus Hristos era Domnul vieții lui. Foarte mulți tineri nu fac asta. Mai sunt prieteni, mai cutare, mai vorbesc, mai trimit inimioare, mai așa, despre iubire și așa mai departe. Când noi întrebăm 14 ani, măi, dar ce iubirea? Te știi tu ce iubirea? Noi am inventat-o. Acum străiești iubirea la cote puternice. Și de foarte multe ori constatăm că și maturitatea nu-i pe măsură. Da, constatăm lucrul ăsta. Că dacă colega de clasă, pocăită fiind, vorbește cu alt băiat, el trebuie să-i strângi toate funile de pe împrejur. Trebuie să-i strângi cuțitile, trebuie să-l păzești, e închis în cameră, nu știi cum să-l scoți afară. De ce? Simplu, Hristos nu e acolo. E altceva. Cum să mângâi niște părinți când un copil care l-a părăsit prietena de 13 ani s-a dus și s-a aruncat în fața trenului? Mângâi părinții ăia cu unicul lor copil care îi duc la groapă. Spune ceva din încurajare. Bineînțeles că am spune, băi, dar sunt plină lumea de fete și de băieți, băi. Nu, nu, el nu gândește asta. Pentru că din punctul ăsta de vedere n-a făcut prioritatea numărul unu, Hristos. De aceea, ca să fiți siguri că zidul e ridicat unde trebuie și cât trebuie, acceptați-L pe Hristos și El vă va da călăuzire. Doamne ajută! Altfel, va veni dușmanul iubirii și te vei îndrăgosti, te miri și tu de cine. Altfel va veni o anumită situație și te va da peste cap. Și tot ce ai zidit până atunci se dărâmă. Tot ce ai agonisit, toată recolta ta va fi risipită. Pentru că n-ai avut zidul ăsta a unei păreri echilibrate
despre tine însuți. Și lucrul acesta se realizează, încă o dată vă spun, prin prezența lui Hristos în noi. Avem multe lucruri frumoase pe care le punem la dispoziția Domnului, avem și defecte, avem și prieteni care ne ajută și mergem mai departe. Doamne ajută! Câtă vreme veți avea lucrul acesta și veți avea părerea aceasta echilibrată, nu veți accesa lucruri care nu sunt de nasul vostru. Vă veți ști exact locul. Foarte mulți oameni, păstori ca și mine, nu și-au făcut zidul ăsta. Și la un moment dat l-au împins alții. Hai că băi, tu ești capabil, tu ești bun, tu poți să faci asta, intră în politică, hai că acolo poți să... Nu mai este acum nici păstor și nici în politică. Păi dar cum, la anii tăi, da, n-a avut zidul unei păreri echilibrate. Băi, pe mine Dumnezeu m-a chemat la asta și la asta nu m-a chemat. Eu îmi știu limitele. Nu mă duc nici mai sus, nici mai jos. Aici sunt. Îmi fac treaba aici. Băi, dar poți. Știu că pot, dar nu-s chemat eu. Poate altul. Eu fac doar atât. Doar atât. Și nici mai jos nu mă pune. Pot să fac și mai jos. Dar eu trăiesc la nivelul meu. Când ai mentalitatea aceasta în viață, nu te plimbă fiecare după interesul lui. Pentru că tu ți-ai echilibru făcut. Asta e primul zid. Al doilea zid despre care doresc să vă vorbesc și mă apropii mai mult de constanța vieții voastre și de lucrurile, se găsește în Proverbe, capitolul 6, versetul 27, care spune așa: poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Eu am numit asta evită zonele de risc. Spune Scriptura, poate să ia cineva foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Majoritatea copiilor de pocăiți cred că pot. Cred că pot. Pentru că tata e credincios, pentru că mama e credincioasă, eu pot să mă joc cu focul. Eu nu iau foc. Eu nu mă îndrăgostesc. Eu nu pot lua bătaie. Eu nu pot cădea. Iubitul meu, evită zonele de risc. Pentru că atunci când iei foc în sân, cel puțin ainele îți vor lua foc. Poți să fii taicul păstor. Poți fi mama prorociță. Evită zonele de risc. Câți băieți n-am văzut că au plecat la discotec și au zis, mama să roagă pentru mine, mă duc, cred că nu mă bate nimeni. Au avut harul cu, lângă discotec, era un lan de porumb, știți cum s-auzau porumbul la viteza și-o prins-o, el le-a arătat la ăia cum să fuge cu adevărat. O știut cum să dispară din zonă, cel puțin, că altfel o lua. Dar n-ai ce cauți acolo? Cauți să verifici? Biblia vine și spune, nu dați prilej diavolului. Avem pe cineva care știe ceva anume, și anume, nu poate ajunge la Dumnezeu, a fost exilat din prezența lui Dumnezeu, dar știe că inima lui Dumnezeu plânge pentru părinții tăi și pentru tine. Și dacă te poate prosti, te poate lovi, te poate păcăli, își poate bate joc de tine, o lovi dintr-o dată doi părinți și inima lui Dumnezeu. Dintr-o dată. Ce cauți în zonele alea de risc? Cine te pune să te duci acolo? Prima zonă de risc pe care o văd eu astăzi foarte lejeră, de multe ori ne gândim că suntem foarte capabili, sunt prieteniile cu cei nemântuiți, cu cei păcătoși. Pentru că majoritatea dintre noi vrem să-i aducem la pocăință. Numai că ca să-i aduci la pocăință trebuie să ai o anumită maturitate să-i poți aduce. De obicei, ca să-i aduci la pocăință trebuie să iei în spate să-i aduci încoace. Foarte mulți nu aveți puterea asta. Ce să vă mai spun de băieți care prietenesc cu fete nepocăite să le aducă la mântuire. Fete, prietene cu băieți nepocăiți să-i aducă la mântuire. Și când discuți cu ele și le spui pericol, nu, dar e mai bun ca un pocăit. Și îți spune de ăștia din adunare cât îți de așa nu le iau, nu se descurcă și invers. Ce fete grozave sunt în lumea aceasta. Nu vă jucați cu lucrul acesta. Pentru că îmi spunea cineva foarte simplu, tu ești pe o masă sus, ridicat, din cauza educației care ai primit-o și a stării de pocăință, ești pe o masă, ăla e jos. Tu vrei să ridici pe el pe masă, ce-i mai ușor, să-l tragi tu pe masă sau el să te tragă jos? De-aia o să vedeți o grămadă care se duc jos. Că e mai ușor să te duci jos. E mai la îndemână să te duci jos. Pe bază de iubire. Și după ce te-o dus jos,
Te-a lăsat jos și a plecat la altă floare. Te-a lăsat jos și a plecat la altă haltă. De ce? Pentru că el și-a făcut treaba pentru stăpânul lui. Ori, stimații mei, v-aș ruga, fiți foarte atenți cu prieteniile pe care le aveți. Dezvoltați relații serioase. Chiar dacă asta înseamnă pentru mulți dintre voi să fiți mai singurei, mai izolați. Oricum trebuie să vă învățați să aveți o distanță regulamentară. Asta înseamnă de bun simț. Nu ai voie să te bagi în intimitățile altuia. Nu ai voie să-ți bagi nasul peste tot. Chiar dacă e prietenul sau vărul tău, ai o distanță frumoasă așa. Știți că în rutieră, mai ales când plouă, trebuie să ai o distanță. Că la un moment dat, dacă o înghețat afară, tu pui frână. Pui frână și vezi că te apropii și tu apeși acolo. Da? S-a întâmplat accidentul. De ce? Pentru că nu există distanță regulamentară. Ori când vii în pocăință, în adunare, păstrează distanța regulamentară. Ai voie să te apropii când ăla e declarat soțul sau soția ta. Dar în rest, stai la distanță. Stai liniștit. Păstrează-ți verticalitatea, echilibru și maturitatea. Fii foarte atent la prietenii pe care ai, sau prietenele pe care le ai. Alegeți-i cu grijă. Asta presupune slujirea, ieșim în față, slujim, ne respectăm și pe aia plecăm fiecare acasă. Dacă cineva ne cere ajutor în rugăciune, cu drag ajutăm, dar nu stăm și pierdem vremea noaptea târziu să consiliem pe cineva prin parc, pe la ora 11-12 noaptea, nu-i pentru noi lucrul acesta. Chiar dacă e în casa Domnului. Sunt oameni aici pregătiți pentru lucrul ăsta. Și ei au o anumită formare, păstorii, ca să nu stea de vorbă cu oricine în asemenea situații. Știți că am întâlnit păstori care cineva i-a spus, frate, vreau să mă mărturisesc, trec pentru o situație aproape, vreau să mă sinucid, uite, eu sunt în parcul cu tare, veniți repede acolo. Soți acolo și l-o jăfuit aia. El de dragul să ducă, să salveze pe unul de la moarte, să iei funia rapid, s-o trezesc fără bani și era bucuros când o lași bataie. Pentru că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faci cu înțelepciune. Nu te arunci așa. De aceea fiți foarte atenți la prieteniile pe care le aveți. Eu m-am învățat și le-am spus la toți prietenii mei, dacă văd la voi vreo umbră de miștocăreală de cineva, dacă văd că eu îți atrag atenția, tu acum ți-ai bătut joc de mine, nu în public, cuvântul ăla care l-ai spus, ai spus ca să ai tu de cine râde, nu-i așa? Da, de asta. Bun, odată dacă se mai întâmplă, eu pot să fac și eu același lucru, dar nu e ok. Noi suntem frați totuși. Eu știu că poate greșesc și tu la fel, dar noi putem rezolva problema între patru ochi. Chiar trebuie să facem mișto ăsta unul de celălalt, așa la pertu, ca să râdă fetele sau băieță. Tu mi-ești prieten? Dintr-o dată, eu am primit lecția asta după ce am terminat liceul și lucram, s-a apropiat de mine un frate mai în vârstă ca mine, e păstor prin America acum, atunci era în România, el era inginer, terminase facultate deja, și plecam în misiune cu mai mulți frați. Plecam în misiune și printre ei eram și eu, care mai dădeam câte un îndemn, așa. Și la un moment dat ăsta, fiind un om așa care știa să lucreze, că de la oameni de ăștia am învățat, știa să lucreze cu tineretul, să le dea încredere. Mi-a dat mie încredere, mie. Dar ce să faci la tineri dat încredere asta? M-am luat, am început să mai fac mișto din el așa, că dacă el tot așa, am început să mai râd el așa, să văd dacă se prinde, dacă nu cu tare. Și la un moment dat el m-a tras deoparte și mi-a spus, Virgil, ține cont cine ești tu și cine ești eu. Ține cont că eu mi-am terminat facultatea, sunt căsătorit, tu încă nu ești căsătorit, tu ai început să faci mișto din mine așa. Și eu am văzut, nu crezi că nu văd lucrul ăsta, doar nu degeaba am terminat eu atâta școală. Eu am văzut lucrurile astea. Eu vreau să rămânem prieteni. Tu ai potențial. Te rog, păzăște, te rog să. Nu mi-a mai trebuit. Mai bine mă băte. Mai bine mă băte. Din ziua aceea, respect. Mă întâlnesc cu oameni mai tineri ca mine. Îi spun dumneavoastră, vin aici la voi, în Germania. Băi, frate, Virgil, băi, eu sunt mai tânăr ca dumneata. Și tot îmi spui dumneata. Dom'le, eu n-am greșit niciodată respectând pe cineva. Ne respectând, am greșit. Și mi-aduc aminte de faza asta. M-am învățat. V-aș ruga tare mult, căutați în preajma voastră oameni de calitate
Și oamenii de calitate, când îi veți corecta, se vor corecta. Când îi veți mustra, vor prinde. Și vor spune, mulțumesc frumos. Nu mi-am dat seama ce spun. Nu mi-am dat seama. Câteodată există câte o glumă, așa, Biblia nu condamnă glumele bune. Există glume din astea care înveselesc atmosfera, care face pe oameni. Dar există glume din astea care au două înțelesuri. Au un înțeles de a înveseli atmosfera, dar au un înțeles cu direcție, spre ceva anume. Bine, eu am spus-o. Cineva a venit și mi-a spus, frate Virgil, dar știi că gluma asta se poate interpreta? Mai cum? Uite, să știi că așa e. Și cum am, eu am spus-o asta, nu? Da. Păi, dar nu m-am gândit niciodată. Dumnezeu, nu te-ai gândit, dar s-ar putea ascultătorii să fii să gândit în sensul ăsta. Știți că am scos-o din vocabular? Gluma aia, cuvintele alea, pentru că am avut prieteni de genul ăsta. Caută prieteni serioși. Nu numai să treacă vremea, să râdem, să fii fain, să fii deosebit. Caută prieteni serioși, că îți vor dăltui caracterul tău. Și e foarte important lucrul ăsta. Există o zonă de risc când nu găsești prieteni printre credincioși. Toți sunt răi, toți sunt cutare, nu îi găsești aici. Dar îi găsești în altă parte. Și încetul cu încetul, ăia spun ce trebuie. Încetul cu încetul te depărtezi de poporul Domnului. V-am spus, apropiați-vă aici, faceți prietenii sănătoase, cu respect, slujiți Domnului și la vremea potrivită, Dumnezeu vă va călăuzi pașii mai departe. Apoi, aveți grijă la consumul de alcool. Din ce în ce mai mulți teologi lasă jos bariera aceasta și când nu se mai poate face nimic, vor o trezire spirituală printre alcoolici. Aș vrea să vă spun și la momentul actual. Există foarte mulți tineri care, din dorința de a experimenta ceva nou, încep să consume. Pe la dos, nu se știe. Există și frați care am înțeles că consumă. Problema este că există o grămadă de oameni robi care nu mai pot fi salvați. Când e prea departe, e prea târziu. Și totul a început de la un moment de experiență, să văd cum se fumează, să văd cum se bea, să văd cum se simt oamenii aia. Nu vreau să plec din lumea asta fără să cunosc așa ceva. De foarte multe ori produce o dependență în care omul ăla nu mai este om. Îl aduc cu căriciorul acasă. Cu mâini nu vă mai pot spune. Nu pentru că își propune. Totul a plecat de la un nevinovat de pahar pe care l-a servit undeva. Fiți foarte atenți la zona de risc. Poate la început veți zice că nu aveți probleme. S-ar putea să aveți. Eu mă trag dintr-o familie unde s-a treia generație parmisă de pocăiți. Noi nu avem nicio treabă cu alcoolul. Nici nu ne place. Mie mi-e foarte ușor să înving alcoolul. De ce? Că nu-mi place. Voi s-ar putea să vă trageți dintr-o familie unde a fost predispoziție pentru așa ceva. Și aveți o luptă pentru așa ceva. Și nu pot să vă spun cum trăiește o soție cu un bărbat alcoolic în casă. Nu trebuie să vă spun. Cu unul încăpățânat e dificil de trăit, dar măcar e treaz. Măcar dacă trebuie să-l bagi curiești, ai piscine. Dar dacă e și bat, nu știi ce cu dânsul, efectiv îți răcești gura degeaba. Că el când se trezește, îi spune cum o fă. De ce? Pentru că robia asta pleacă din tinereță. Să vă spun că așa au fost robiți mulți? Să vă spun că am ajuns undeva în Spania și erau acolo băieți de păstori și de proroci care intrau într-un restaurant, nu vă spun orașul, intrau în restaurant, toți ieșeau afară, pentru că îi știau cine-s. Pornise de la un pahar. Și acum erau bețivii localități și bătăușii localități. Când au intrat ei în restaurant, toți au ieșit afară, chelnerii s-au pus la dispoziția lor pe la 3 dimineața, beți clampă toți, spuneau, băi, cum vorbeam noi în alte limbi, cum dădea Domnul descoperiri pentru noi, părinții noștri și colegii noștri sunt adunare și noi beți ca niște porci aici, dacă s-a mai îndurat Dumnezeu din noi. Unii au ieșit de acolo, alții tot așa. Și totul a pornit de la un pahar. Să vedem cum e. Stimații mei, evită zona de risc. Nu ai ce căuta acolo.
Evită zonele de jocurile de noroc. Pentru că foarte mulți se gândesc să îmbogățească. Dacă câștigă la loto, la nu știu unde, la fotbal, cu tot felul, el dă zeșuiala la casa Domnului. Ajută pe sărași dacă câștigă. Jocurile astea nu sunt făcute să câștigi tu. Jocurile astea sunt făcute să câștigi ăia căruia sunt jocurile și aparatele și păcănelele. Alea sunt făcute să câștige. Vă pot spune că sunt tineri de ai noștri. Cunoșteam un tânăr foarte bun. Câștiga în Anglia 5.000 de lire sterline pe săptămână. Pe săptămână. Gândiți-vă, într-o lună sunt 4 săptămâni. Căsătorit de 12 ani, de la lună la lună, împrumuta bani să mănânce el cu nevasta o pâine. Cum câștiga bani? Acum câștig, de 12 ani, cu banii ăștia. Bun, ce-i face ca soție când te trezești că e băiat fain? Știi să vorbească fluent engleză, germană, română, te-o ademenit efectiv cu cunoștințele biblice, dar e rob jocurilor de noroc. Nu păstrează un ban, trăiește numai din datorii și nu că n-ar avea. Că 5.000 de lire sterline pe săptămână sunt bani, nu glumă. Și 12 ani să câștigi banii ăștia, să n-ai tu nimic. Și tot a început, la un moment dat, să văd că s-ar putea să câștig. De aia, când vorbim de căsătorie, vorbim mai mult decât cum zâmbește și dacă are tăți dinți în gură. Vorbim mai mult. Vorbim de o căutare feței Domnului. Vorbim de unul care știe, cunoaște. Da, de aia vorbim mai mult. Că așa arată bine. Dacă intri într-o familie în care nu poți să-ți cumperi nici măcar prosoape de bucătărie, că banii s-au dat, ce faci ca soție cu un asemenea om? Și atenție, el arată bine. Nici nu te crede nimeni că tu spui așa ceva. Cum mai se poate, uite, ăsta câștigă, cum se poate? Tu te plângi că nu ai bani. Da, Doamne, nu sunt. Pentru că e rob jocurilor din rob. Și încă o dată vă spun, totul a plecat pentru că el nu-și arde hainele. La mine nu se poate întâmpla să mă îmbăt, să fiu rob alcoolului, să fiu rob jocurilor din rob. Nu, mie nu. Alții, da, am auzit, spunea ăsta Virgil Neagru, că era unul pe în Anglia sau... Nu, nu, dar mie nu. Știți cât sunt robi păcănelilor și la voi și în altă parte? Pentru că au plecat de la lucrul ăsta. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că m-a salvat de lucrul ăsta pe când eram în liceu. În liceu colegii mei jucau pe, în pauză, pe catedră, jucau cu niște zaruri, așa jucau acolo. Și băgau fiecare bani, când noi erau banchierii lumii. Mi-au dat părinții bani de Eugenie, de Napolitani, de ce avem noi pe acolo, mai avem strâns ceva, nu prea mai miscoteam bilete sau ce avem la autobuz și mai avem bani să jucăm așa, o tentativă așa, dar e suficientă tentativa aia. Și știu că la un moment dat, ăștia mi-au spus, nu joci și tu, dacă ai bani poți juca. Am verificat eu de Eugenile mele, avem ceva bani. Zic, dar pe la tătă urmă, eu sunt copil de pocăiță, puteți le iau banile ăștia la viteză. Spun, joc, hai. Am scos banii mei de Eugenie, am pus acolo frumos. Odată aici, odată eu am dat din prima, 6-6. Maximul și era. Pac, le-am spus. Am avut un simțământ tare plăcut, așa. Când am strâns tăți bănuțul lui Edi Eugenie și am băgat la mine în buzunar, așa. Am vrut să mă duc. De aștia eu spus, măi, dar tu nu ai vrea să câștigi mai mult? Mi-am dat seama că ăștia s-au prins, că eu sunt omul lui Dumnezeu și le iau bani rapid. Că eu am... Și am jucat mai mult. Am pierdut tot ce am avut și am rămas dator. Îi rugam frumos pe colegii mei de clasă, măi, iertați-mă data asta, iertați-mă că o încurc acasă. Asta i-a spus, nu, cu câtă plăcere ai luat tu prima dată banii, nu te iertăm. Aduci banii, că dacă nu e o mamă de bătaie, e soră cu moartea. M-am dus la mama acasă și am spus ce am făcut. Mamă, am păcătuit, dar m-am pocăit. Îți promit că niciodată nu mai intru la jocuri de noroc. S-a dus eu, a intrat în rezerva de stat, nici nu dacă i-a spus lui tata, că tata îmi dădea din rezervă, dar cu tot ce trebuia la set, avea o curălat, așa, îmi dădea din rezervă totul, nu mai. Știu că m-am dus, am dat banii aia și din ziua aceea, poți să vină cineva, frate, vizir, bagi aici banii și câștigi dublu sau jumătate. Dumnezeu, câștigă-i tu. Uite, îți dau șansa vieții tale, du-te în locul meu, câștigă-i tu. Nu am nevoie de bani, ne munceți. Din ziua aceea, m-a scăpat Dumnezeu. Ei, dar nu sunt tineri
care câștigă la un moment dat, pentru că ăsta e, câștigă la un moment dat și apoi devin robi la așa ceva. Nu te juca cu lucrurile astea. Nu poți să iei foc în sân, să nu-ți ardă hainele, să devii rob pe viață. Tot ce a planificat Dumnezeu pentru tine și părinții pentru tine să fie dărâmat de un viciu de genul ăsta, care nu poți să scapi de el. Vă mai vorbesc de un lucru care e o zonă de risc, viteza. Și în mod special vă vorbesc aici de motociclete la băieți. Fiatele, nu prea am treabă eu cu motocicletele. Dar viteza. Atunci când ești la volanul mașinii, ți se dă un simțământ fals de siguranță. Orice mașină e un fel de cutie de chibrituri. E o carcasă doar. Vedeți când vin ăștia de la dezmembrări după un accident și rămâne din ea, când taie rapid stâlpii, îi ridică căpul la sus și rămân proprietari acolo. De foarte multe ori, viteza îți dă un simțământ de siguranță. Și acum, când are loc un accident și ești în mașină, mai ești cât de cât protejat. Mai ești cât de cât. Mai să alegi cu mână ruptă, cu un picior. Dacă nu ești pe motocicletă, nu mai ești protejat. Nu vă pot spune câți tineri frumoși au îngropat bisericile noastre, că și la oamenii ei le-a plăcut doar motocicleta. Nu vă pot spune. Nu vă pot spune de cazuri de tineri care aveau patima motocicletei și soțiile lor când se căsătorească și-o dat seama că e un foc. Și i-o cerut, vinzi motocicleta. Și-o vândut-o în tânărul motocicleta prin februarie, în iulie s-a căsătorit cu nevasta lui și în septembrie a venit frațul care avea aceeași patima motocicletei. Și a spus, dă-mi puțin să o verific, Suzuki-a ta. O verificat-o, s-a rostănat și-a rupt gâtul și-a lăsat nevasta de 3 luni căsătorită văduvă. Singurul lui păcat a fost că îi plăceau motocicletele. Oare se putea evita treaba asta? Da. Eu nu accept să am prieteni care au motocicletă. Nu accept. Îi spun, vrei să fii prietenul meu, vrei să corespondezi cu mine, vrei să-mi pui întrebări? Vin din motocicleta, că dacă o mai ții, degeaba îți răspund. Că s-ar putea să nu mai am cui. Și discutam cu un băiat care spune, frate, dar eu sunt pasionat, eu știu că tu ești pasionat, dar eu mai știu ceva. Biblia spune, nu dați prilej diavolului. Și tu pe motocicleta asta faci. Îi dai prilej. Și el îmi spunea, să știți că așa e. Să știți că așa e. Cineva de aici de la voi îmi povestea, când avea viteză mare, mică, nici nu știe de ce a derapat și s-a rupt un deget. Undeva în țară. Zic, dar ce s-a întâmplat? Ai avut ulei pe asfalt? Nu știu, nu știu. Bun, ai avut viteză? Nu am avut viteză. Bun. Imaginează ce s-a întâmplat dacă aveai mai multă viteză. Cât îți ia? Stimații mei, v-aș ruga tare mult, băieții care sunt aici, eu știu că vă place viteza, că toți vă gândiți că Schumacher a intrat în comă, bietul, dar îl locuiți voi, din punctul ăsta de vedere. Fiți foarte atenți, fiți foarte cumpătați, mai ales când vine vremea căsătoriei și mai trebuie să duci câte o fată în oraș, să-i scoți la o prăjitură, la o pizza, la ceva vrei și așa, conduci, depășești cu tare, într-o parte, în alta și așa mai departe, vrei să arăți ceva. Orice părinte care își dă fata și îi spune, măi, vezi, mi-o aduce înapoi, că pleci azi, te duci până în oraș, vrea să conduce în siguranță. Cunosc un caz din țară când se filmează? Da. Nu pot spune cazul din țară. Nu vi-l pot. Cunosc cazuri în care s-au greșit enorm de mult, din punctul ăsta de vedere. Și v-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți. Atrag atenția și pe linia asta, că de foarte multe ori se filmează pentru a avea nu știu cine, dar pierdeți frumusețea, că vă pot spune date, și toți predicatorii, vă pot spune date care trebuie spuse acum.
Dar pentru că se filmează și se pune pe YouTube, cineva ia de acolo, nu cumva au fost vorba de copilul meu, te-ai legat. Da, e adevărat, e vizit om, îi plac motocicletele, îi place cu viteia, e adevărat că îmblă în gips. Dar trebuia să spui tu la el, bă, dar e în cap tu cealalt de lume, nu spune de copilul meu. Bă, dar e învățătură la cel, nu spune de copilul meu chiar în gips fiind, nu ai voie tu să spui. Și uite așa, picând dacă nu se filma, puteam să spun de copilul lui și el nu știa. Pentru că era normal să spun despre el. Despre Irod, despre Pilat, despre toți ceilalți. În fine, evită zonele de risc. E al doilea aspect care e foarte important pentru voi să țineți cont de asta. Să nu credeți că dacă sunteți copiii de pocăiți, sunteți scutiți. Există un risc. Și riscul cel mai bun, cel mai frumos lucru pe care puteți face să evitați să stați în preajma lui Dumnezeu. La noi în biserică discutam cu un băiat care tatăl lui l-a trimis la școala profesională la Brașov. Și a spus, măi, stai la internat acolo, înveți meserii, dar te rog frumos să te duci la biserică. Pe timpul lui Ceaușescu, era destul de dificil să meargă la biserică, fără aer condiționat, pe timp de vară, afară prin parc, era frumos. El a zis în felul următor, dimineața mă duc la biserică, după masă trimit un coleg, când mă sună tata, pe telefonul fix de la internat, să-i spun cine a predicat și subiectul, dar trebuie să-i spui careva. Și eu mă duc în parc. Și așa au făcut. O trimis pe unul de la... El s-a dus dimineața să-i spui lui ăla, ăsta s-a dus după masă să-i spui lui. Și el s-a dus frumos în parc, se plimba și spune, frate Virgil, pe când mă plimbam eu pe parc, spuneam ce fain aici, la adunare o zăpușală, și predic și ăia așa monoton, liniștit, nu țăpă unul măcar așa să mă trezească, ceva cu tare, toți liniștiți, așa cum era atunci, eu zic, frumos e prin parcul ăsta, aer curat, cum cântă păsările. O zic că după un tufiș ieși o nenea și spune, băi, dăm niște bani de o bere. Și eu zic, n-am nenea. Când ne-o trasă la un cap în gură, pe loc așa, m-a umplut-o de sânge. M-am dus la o ciușmea undeva să mă spăl și zic, băi, ce te întrebai atunci? Cine e ăla? De ce ți-o dat? Nu. Mă întrebam, dacă eram la adunare, s-a mai întâmplat treaba asta? În zăpușală, așa cum era la adunare, s-a mai întâmplat? Eu n-am văzut de la adunare să pleci cineva așa ceva. N-am văzut. E adevărat că există câteodată discuții între frați, proși, contra, un viu schimb de cuvinte, cum spune, dar n-am văzut pe nimeni să plece. De ce? Pentru că adunarea este o zonă de siguranță, slăvit să fie Domnul. E o zonă în care Dumnezeu te protejează, în care mâna Domnului este la lucru, în care ești binecuvântat. Ultimul aspect și ultimul zid pe care vă rog frumos să ridicați, primul pe care ridicați este o părere echilibrată despre tine, al doilea, evită zonele de risc și ultimul zid despre care vorbesc, Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Stăpânește-ți sentimentele. Învață-te să-ți stăpânești sentimentele pe care le ai în interiorul tău. Foarte multe greșeli se fac din punctul ăsta de vedere. Toți avem înăuntru nostru un simțământ al dreptății. Numai că dacă apare un conflict, de exemplu, de două persoane, și tu te întâlnești numai cu o persoană, persoana respectivă îți va spune doar ce vrea ea, ca să-ți aprindă sentimentul de dreptate și tu să spui, așa au făcut celălalt, fără să fii stat de vorbă cu ăla. Titurezi așa, spui, eu mă duc să-i spun. Dar e nesimțit, domnule, dar e cu tare, eu mă duc. Și ăla mai vine și mai spune, mai pune gaz pe mine. Să vezi tu? Și aproape să mă înjuri, să aproape. Și tu te duci la celălalt și lei fără să-l întrebi, nenea. Am vorbit cu alaltul, spune-mi și partea dumitale. Nu. Băi, așa. Și de multe ori o să vedeți că oamenii tac din gură să vărsați tot. Și după aia întreabă, tu de ce n-ai fost înțelept să asculți părerea mea? Uite cum s-a întâmplat. Asta. Și pe măsură ce el spune, tu te desufli, te vezi micuț, îi vrei să pleci, să fii o muscă, să dispari undeva, să fii sub o masă, să nu te vadă nimeni. De ce? Pentru că te-ai trezit că te-ai amestecat în treburile altora. Nenea, te rog frumos, iartă-mă, scuză-mă, cu tare. Acum nu mai ai niciun prieten, nu? La început îl aveai pe primul. Acum nu mai ai nici pe primul, nici pe al doilea. De ce? Pentru că simțământul dreptății l-ai folosit greșit. E bine să-l ai, dar stăpânește.
Spune, mi-ați povestit lucrurile astea, îmi dați voie să mă duc să discut și cu celălalt, dacă tot m-ați oprit în drum? Că dacă tot m-ați oprit, e timpul meu, mă duc să discut cu celălalt, să-i spun ce mi-a spus dumneavoastră, să verific. A, nu te du, băi, nu te du, că dacă te duci la celălalt, cu alte cuvinte, afli adevărul. Că eu am avut prezentat, făcut ceva, numai ca pentru tine, așa. Te-am văzut mai găscuț, așa, să te duci tu singur, așa. Ei, dezvoltă, stăpânește. Nene, nu mă bag în domeniul ăsta. E problema dumitale, ce ai dumitale acolo? Stăpânește sentimentele. Fii atent. Nu da drumul la mânie rapid. Văd lucrul acesta de foarte multe ori. Mânia, răzbunarea, oameni care nu știu să se abțină. Câteodată chiar sunt ofensați, dar nu știu să se abțină. Ori Biblia vine și ne învață cel încet la mânie. Este un bărbat puternic, este un om puternic. Ai grijă la sentimentele acestea, ai grijă la nervozitate. În România, când veniți, o să vedeți că a circula în trafic este o adevărată artă. Trebuie să știi, toți te claxonează, dacă mergi prea tare te claxonează, dacă mergi mai încet te claxonează, dacă vrei să o iei la dreapta te claxonează, dacă vrei să o iei la stânga. Deci cu alte cuvinte trebuie să te dai jos, dai foc la mașină și atunci toată lumea te aplaudă. Că ai terminat cu mașina ta, ce văzut, nu-i mai încurci pe ei. O să vedeți lucrurile astea. Nu știu, în Germania știu că este legea asta, n-ai voie să te apropii de celălalt și așa mai departe. Ei, există tot felul de lucruri de genul ăsta care se întâmplă și unde oamenii nervoși vor să rezolve problemele. Câți nu sunt prin pușcării, pe la Botoșani, pe la Călăraș sau pe unde mai sunt, doar pentru că au fost nervoși. Ei din neam se trag mai nervoși. Dar ei au vrut să demonstreze dreptatea lor și cine sunt ei în drum. Și nu și-au dat seama că au terminat. Citeam despre un băiat din Italia, au venit cu un BMW acasă, pe undeva prin Tulcea. Și dacă ar fi ăsta singurul caz, dar tot citesc eroi din ăștia cu ghilimele de rigoare. Mergea pe un drum îngust și în fața lui mergea un nene din România cu o Dacia, încetuc așa, de parcă avea cumpărată drumul, moșulic avea vreo 70 de ani și nici nu se uita în oglinda retrovizoare. Ăsta din spate blița, claxona, da, auzul de la o bucată nu mai funcționează, nu, așa. Și ne mergea liniștit, după vreo jumătate de oră de chinuială, se depășească, scutare, moșulică nu-l vedea, probabil avea dat drumul, ceva acolo, ăsta depășește. Bine era dacă se duce el în treaba lui, după jumătate de oră. Nu, tras BMW-ul de-a curmezeu și așa, s-o dat jos și o zis, băi, dar nea omul, nu știi că eu eram în spatele tău? Și nu am văzut nimic, domn. Acum te văd prima dată. Spune asta. Bă, dar de jumătate de oră claxonez, am treabă, domnule, am urgență, eu-s venit din Italia, băi, am luat o mașină ca să circul, nu să stau în urma la hârbul ăsta de Dacia, dumitale, să merg, să mă duc, să cu tare, moșul și eu român, bățoase, ce, tu crezi că eu am să dau Dacia mea ca să vii tu cu BMW-ul tău, să te dai mare în România, tu ești italian sau ce ești tu? Asta, în loc să zic, băi, n-am cu cine vorbim, mă sui în BMW-ul și plec mai departe, eu ras o palmă la moșulică. Moșulică a căzut jos cu capul de asfalt. Și nu a mai suflat. Ăsta respirație, acolo, artificială, dă-i masaj cardiac, dă-i, gata, e în pușcărie acum. Lovituri cauzatoare de moarte. A fost dușmanul tău? Nu, m-a încurcat la drum. Și n-am știut să-mi țin nervii. N-am știut. Știți că problemele astea pot apărea? Uite-te la caracterul tău. Dacă ești vulcanic din punctul ăsta de vedere, temperează-ți. Biserica e un loc bun. Aici te aduce Dumnezeu și ai lângă tine oameni care tot ziua te enervează. Spune-ți, uite, de ce e biserica așa? Tocmai ca să te temperezi, ca să nu faci de râs Evanghelia când ești în afară. Aici, pe venirea Domnului, că tu ești, crezi că vine Domnul în mijlocul necazului, altul înainte de necaz, altul vrea așa, celălalt vrea, te nerbează, te supără, te turezi, vorbești cu tare. Dom'le, încetul cu încetul se temperează lucrurile, se așează, devii un om calm, devii ca Moise. La 40 de ani, el rezolva problema. O ieșit, l-a văzut pe egiptean, l-a bat pe evreu, scurt că la Academia Militară înveți tehnici. Rapid l-a omorât, nu l-a strâns mult de gât. L-a omorât, l-a băgat sub nisip, fără probleme. Dumnezeu l-a dus la seminarul lui, 40 de ani a păscut oile. Ce tehnică majoră acolo. Oile unde ved verde se duc. Și el, când vine Dumnezeu să-l întâlnească la 80 de ani, nici n-avea măcar o oaie pe numele lui.
N-avea nici o firmă de făcut caș. Nimic. Nici nu mai știa cine. Și spune, Doamne, de ce m-ai ales pe mine? Te-am ales pentru că ai răzbit școala asta. Când îl enervează poporul, că evreii au fost de-a lungul timpului niște îndărătnici, când îl enervează, m-aș fi așteptat să folosească tehnicile din Egipt și să nu vină domnul Curgia, îi rezolva el pe toți la cât știa el. Păcă rapid, voi vă ocupați cu mormântare și eu îi rezolv aici. Nu trebuie să mai pedepsească domnul cu nicio pedeapsă. S-o ocupa Moise. Nu, nu. Dintr-o dată, Moise, în timp ce Dumnezeu spune, Moise, dă-te la o parte. Pe ăștia îi șterg eu și tu vei deveni un neam mare. Nu vom mai ști lumea de izraeliți. Vor afla de moisiști. Că din tine voi face și trebuiau să fie ei. Și dintr-o dată, la 40 de ani, vă dați seama că Moise spunea, Doamne, dacă Tu inimișești vrei, dar trebuie să-mi dai și mie o cotă aici, că îmi place, rezolv eu problema asta și nu pot eu, rezolv Tu. Nu, nu, data asta spune în față, spune, Doamne, de cât să inimicești pe ei, încăpățânați ăștia, ciudați ăștia, împotrivitori ăștia, șterge-mă pe mine din cartea vieții și pe ei păstrează-i. Cum de? Ăsta-i sensul părtășiei în biserică. Nu te adună cu cei perfecți. Însă aici e ca niște șmirghel așa, ca peste asperitățile noastre, tăiușurile noastre, în fiecare marți, în fiecare joi, în fiecare duminică, tot șmirghelul fraților care vin aici, tot dă și dintr-o dată poți și tu îmbrățișa fără să stai pe nimeni, fără să înțepi pe nimeni, ca un aric așa. De ce? Pentru că Dumnezeu a lucrat și te-a temperat. Oamenii fără să fie temperați fac niște catastrofe, rup biserica lui Hristos. Și efectiv, vor trebui să dea socoteală, că dacă e vorba de o firmă, mai scapă, dar e logodnica lui Hristos. Și de aceea, fiți foarte atenți la nervi, la nervozitate. Fiți foarte atenți. Nu știți cu cine vă întâlniți în trafic. Nu știți de cine dați în viață. Nu cunoașteți. Că de foarte multe ori credeți că sunteți buni. Mulți frați să mai duc și mai fac arte marțiale, alții box, alții lupte greco-romane și dintr-o dată și eu tricouri de alea mulate pe ei, așa, să vadă toți pectorale, care să-mi formă, măcar să-i arăte acum, că după aia să fleșcăie stăță, dacă nu merge mai departe să facă, să duce. Ei, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte mulți care, am un prieten care, poate v-am spus data trecută, un cunoscut care e șofer pe tir, are vreo 200 și ceva de kilograme, are 1,90 m, așa, și-i șofer pe tir. Și într-o zi, pe când mergea el cu dieta mai mastodotă, vine unul cu o buburos de asta mic să-l depășească pe el și-i claxonează și-i dea loc lui. Păi nu se tragă ăsta cu dieta mai tirul, să-i dea lucrul ăsta cu buburos acea mic să treacă mai departe, că avea el treabă nu știu unde, la un moment dat. Încearcă ăla să depășească, nu poate, tot vine din sens contral, ăla claxonal. Să uită, bă, ce vrea ăsta, tot atât așa. La un moment dat a reușit ăsta cu buburuzul să depășească, dar știți cum e, trebuie să te dai mari, dacă mai mergi puțin pe la sală, așa, trebuie să te dai mari, că ai mușchi. Și o tras mașina de-a curmezeșului să nu poată trece tirul. S-a dat jos tipul din mașină, vreo 1,60 m, tot numai mușchi făcut pe el, cu un tricou care nu-ți lăsa să imaginația să lucreze, totul se vedea așa. Era bine făcut, venea și îi spune, dă-te jos, îi spune ăsta, dă-te jos, vine cu la mine, vine cu la mine. Păi așa, în drum. Ăsta a oprit mastodotul ăla acolo, pe aceea și s-a dat jos. Când a ajuns aici la el așa și a zis, ce vrei, domnul? Zic că am vrut să vă salut. Pentru că... Ce să facă? Că ăsta lua sub braț și fuge o tură cu el după tir, așa. Ce să faci? Că nu știi pe cine întâlnești în drum. Tu te dai mare cu mușchii tăi de la sală. Dar s-ar putea să întâlnești pe cineva care are dublu mușchilor tăi de la sală. De aceea e bine să mergi liniștit, dai un claxon, nu se poate. După ce ai trecut, îi dai pe semnalizare, mulțumesc frumos, te salută toți și mergi mai departe. Și dacă mai ai și peștele pe mașină și claxonezi pe toată lumea, e enervant. Citeam despre faptul că în Statele Unite, la un moment dat, la un semafor, s-a făcut verde și mașina din față, probabil cu o doamnă la volan sau cu un domn la volan, i s-a înnecat motorul. Din spate era un jeep fain așa, cu peștele pe el și cu o doamnă în jeep. Și doamna a început, bi, 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 a scos mâna pe geam, i-a rătat lui ăla din față, cu toare nu știu ce pe acolo, și mai vorbea, în spate mașina poliției.
Polițistul stă și suit, așa, ăla din față numai nu porne. Polițistul a pornit girofarele și a spus, doamna, veniți după mine la secția de poliție. Mers după la secția de poliție, actele dumneavoastră, actele mașinii, totul verificat, da, mașina era a ei, ea avea carnet de șofer, totul, doamnă, puteți pleca. Doamnul întreba, domnul, dar de ce m-ați oprit totuși? Care a fost situația? Doamnă, aveți văzut că la primul i s-a gripat sau s-a oprit motorul? Și când eu am văzut peștele pe mașină și că dumneata le claxonez și țâpi și răcnește acolo, am zis că numai mașina e furată. Nu se poate altfel proprietarul să fie mașină să facă așa ceva. Și de aceea m-am luat, m-am adus la poliție să verific dacă, într-adevăr, e mașina dumitale. Dar dumitale nu v-ați comportat ca ceea ce arăta peștele la că sunteți credincioasă. Stimați-mi, câteodată se uită la oameni la depășirile care le facem noi. Se uită la lucrurile astea. Ultimul lucru care vreau să închei este, v-aș ruga, fiți foarte atenți la sentimentele de iubire. Hai că asta cu nervozitate o mai scoateți la capăt. Sunteți în perioada în care vă puteți îndrăgosti un doi. Și deși nu trebuie. De aia trebuie să ridicați un zid. Atunci când apuci să te îndrăgostești de cineva, de obicei îți place, te uiți la chipul cuiva, îți place ceva acolo. Am pe cineva și l-am întrebat, băi, tu cum de te-ai căsătorit cu doamna ta? Frate Virgil, am fost la o seară de stăruință, de rugăciune și cum stăteam acolo în casa aceea unde se făcea rugăciune, am văzut o mână pe un tioc, așa, numai mâna am văzut-o. Atâta mi-a plăcut mâna că m-am căsătorit cu posesoarea. Îți place ceva. Ăsta i-a plăcut mâna. Probabil i-a plăcut și restul când a văzut proprietarul. Da? Asta ține-o minte că a spus el la momentul respectiv. Ei, te uiți la persoana respectivă, îți place ceva, ochii, conturul, corpul, gândirea, vorbirea, îți place ceva. Și dacă tot te gândești, nu mai întrebi pe Domnul. Nu-ți pui întrebări. Apuci să te îndrăgostești. Îndrăgostirea e când ai fluturi prin stomac și când adormi în fiecare seară zâmbind la bec. Aia e îndrăgostirea. Când stai acolo și zâmbești tu singur așa, toată casa vede că tu zâmbești, dar nu știi de ce. Ei, atunci problema este și te salvează din toată treaba asta. Că dacă te-ai îndrăgostit persoana nepotrivită, greșită, cum poți să ieși de acolo? Ce șansă ai? Sunt ceva întrebări? Trebuie să mă opresc. Da. Ce șansă ai? De aia e bună relația bună cu părinții pe care trebuie să o aveți. Pentru că atunci când tu gândești cu inima, când spui cel mai frumos, e cea mai frumoasă, sigur e persoana potrivită, nici nu întrebi Domnul, că Domnul și poți să-mi spui el sau ea, nu întrebi Domnul. Părinții judecă rațional atunci și îi spun în felul următor, mai temperat așa, hai să ne mai rugăm, hai să stăm înaintea Domnului. Nu chiar vă potriviți, nu chiar, ai grijă în domeniul ăsta. Câtă vreme relația cu părinții nu funcționează sau în domeniul ăsta e scurt circuit, adică treceți pe lângă, s-ar putea să luați clapa vieții, s-ar putea să ratați pe viață. Fiți foarte atenți, și băieți și fete. Câți nenorociți n-am văzut așa. Și băieți buni, care n-au știut să se tempereze. Cunosc pe cineva care, dau o extremă, care avea două facultăți, deci pregătit, dar nu zidit zidul ăsta. S-a dus în vizită la penitenciar să viziteze pușcăria și împreună cu alți tineri. Acolo era un bărbat condamnat pentru crimă. Un băiat tânăr, condamnat pentru crimă, violent. Tot s-a dus, tot i-a predicat Evanghelia, tot așa, ăsta și se fac în pușcărie. S-a dat și el pe lângă asta. Ea s-a îndrăgostit de el, de pușcăriaș. Bine, s-a îndrăgostit, na, ce? Dar nu așa, n-a spus la părinți. S-a dus în pușcărie, s-a căsătorit cu el, acolo, și au venit și le-a spus surpriza la părinți. I-a băgat pe amândoi pe loc în diabet, în tensiune și în ziua de azi zbolnavi. Păi cum o fată cu două facultăți frumoasă, din familie bună, n-a avut zidul ăsta? O zic că nu-i trebuie. Nu l-a avut. Și acum ăla îi scrie din pușcărie, nu mai mănânci carne, mănânci vegan.
Că dacă vin acasă și ea, beata, îmblă pe drum, o bate vântul, ba pe stânga, ba pe dreapta, că ăla de acolo comandă tot. Cum de s-a ajuns așa? Ți-ai ridicat zidul ăsta? Că sentimentele tale la un moment dat poți să o ia raznă. Te poți îndrăgosti de prieten altcuiva, prietenului tău. Dacă n-ai zidul ăsta, te poți îndrăgosti de cineva căsătorit. Și să nu mai poți. Ce faci? Mi-a plăcut să văd în România o persoană care, nu vă spun numele, că nu vă ajută, o persoană laică, care e o femeie stricată. Dar în fine, aventuri peste aventuri. Numai că ea s-a ridicat la televiziune și a spus în felul următor. Cum mă știți pe mine așa? Mi-am propus din tinerețea mea niciodată să nu iau bărbatul altei femei. Niciodată. Îs eu cum îs eu, dar eu niciodată. Și toți ăstea spunea, băi, n-ai ce spune despre dumneai. Așa este. Dacă bărbatul era divorțat și nu era nimănui, se încurca ea cu dânsul. Dar ea nu a luat niciodată bărbatul cuiva căsătorit. Și atenție, fără Duhul Sfânt, fără Scriptură, fără educație creștină, fără părinți creștini, și-a zidit un zid pe care îl respecta o femeie păcătoasă. N-ar putea fetele noastre și băieții noștri să ridice un zid acolo, să spună foarte clar. Chiar dacă fetele sunt frumoase, scumpe și băieții sunt deosebiți, eu nu mă voi îndrăgosti decât cel ce va fi soț sau soția mea. În rest am toată aprecierea, toată stima. Aici nu sunt la concurență, aici nu iau marfa cuiva, nu mă joc cu lucrurile astea. De ce? Pentru că asta e, viața e făcută să vezi. Le-am mai spus la alți tineri din altă parte, când eu m-am gândit să mă căsătoresc pe la vreo 27 de ani, așa, până atunci am mers, v-am spus, în misiuni, notau ăștia tot ce trebuia pentru îndreptare, la 27 de ani m-am hotărât să mă căsătoresc și la un moment dat la noi a venit un cor dintr-o altă localitate și în mijlocul corului am văzut o persoană, o fată, care mi-a plăcut, m-am interesat cine și în seara aceea m-am dus la ea. M-am prezentat cine-ți, a zis că mă știe, deja treaba era rezolvat. Dacă mă știe, m-am dus la ea și am spus, uite, eu te-am văzut, eu vreau să mă pregătesc pentru căsătorie, te-am observat, mi-ai plăcut, dar vreau să discutăm dacă ne potrivim în anumite lucruri ca să putem merge înainte. Și ea mi-a spus, mie, Virgil, aș vorbi cu tine, dar am un prieten de 3 ani de zile, vorbesc cu el. Și nu știu ce face el. Zic, cum adică prietenul ăsta 3 ani are de când vorbește cu tine, nu știi cu cine vorbește? Azi e duminică. Miercuri eu vin, spune la băiatul ăsta care vorbește cu tine, dacă vrea, vorbește cu tine și are pentru ce vorbi, să continuă, iar dacă nu se dea la o parte, că intră robul Domnului pe fază aici. Eu nu vin stifur, eu nu vin stifur, dar spune. Miercuri seara m-am dus acolo, mi-a deschis ușa un prieten de-a meu. Îmi spune, dar tu ce faci aici? Păi eu sunt prietenul ăla care e așa. Știi cine a predicat la nuntă la ei? Eu. Mi-am mai făcut rost de o nuntă. În pocăință nu se iau lucrurile furi de acolo, băi, să nu știi, ăla, să... Fete care aud că vorbesc la 2 capete cu băieți, poate ai și vreunul, 3. Nu e ok. Nu-i respect. Și nu uita cu legi ce ai semănat. Cineva veghează. Trăiți în verticalitate, în demnitate în domeniul ăsta. Nu se fură nimic, totul e pregătit, ce a tău, e pus deoparte, poți să învârtă tot ceilalți. Nu-i deloc. La noi în biserică există un frate, nu-i spun numele, care tot îl vedeam în fiecare dată, îl vedeam într-o parte, în alta, vedeam, măi, ce faci, măi, cu... te-am văzut cu o fată la pizza. Păi, frate, vezi, eu vreau să mă căsătoresc, scoți, văd și eu ce gândești, zici cu tare. Când trec pe lângă pizzerie, îl văd cu altă fată. Vede, acum ești cu alta. Am scos alta, zici, gândești, cu tare. Tot așa l-am mai văzut eu cu mai multe fete, la un moment dat nu-l mai văd. Zic, vei, dar ce te-ai lăsat? Gata, nu mai... Frate, păstor, m-am săturat. Cine știa cui femeie o fie? Eu scot femeile altora la pizza. Eu mă duc să o caut pe a mea și până nu o găsesc, nu mă lăs. Și într-adevăr, nu mai ieșit la pizza, s-a rugat și uite că e căsătorit, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori și lucrurile astea, tot plimbările astea, la un moment dat te expun. Fiți foarte atenți. Și totodată stați cu părinții în spate.
Metoda lover boy care face ravagii și în mediile evanghelice. Când fetele se îndrăgostesc și de obicei sunt băieți care vin foarte șarmanți, știu să vorbească, știu să facă cadouri și propun anumite lucruri, dar să nu știe mama și tata. Propun. Și fata crede că o dat de făt frumos, că așa au mai crezut 30 până acum și spui undeva prin Spania sau chiar prin Germania. Lucrează la niște bătrâni, că nu iese de acolo. El lucrează altceva. Se îndrăgostește fata, nu-i spune lui mama, lui tata, fură buletinul și pleacă cu bărbatul visurilor ei, care se constată că este un lover boy, o ia, o plasează, o vinde mai departe și el se întoarce înapoi în comunitatea respectivă. Și asta am auzit-o la întâlnirea liderilor de tineret în zona noastră a Moldovei, că există prin biserici băieți și fete care atrag. Știți unde se rupe lanțul ăsta? Când se întâlnesc a doua zi, după ce el o vrăjit-o cu cadourile și cu vorbele, că e cea mai frumoasă, că el vrea să căsătorească cu ea și că toate lucrurile astea, așa și-au și cuvinte din astea, au pus înaintea Domnului și multe de genul ăsta, când vine îți spune, ai spus cuiva de mine și de... Și când fata spune, da, i-am spus lui tata, că am găsit un băiat. Și care a fost treaba? Tata a întrebat în ce biserică ești, de a cui ești, de unde ești, cine ești. Gata, el și-o strâns, stă, dă-mi cadourile, apoi am dispărut din zonă până nu vine tatu în zonă. De ce? Pentru că dintr-o dată tu trebuie să fii undeva. Dintr-o dată cineva e pe urmele lui și el nu vrea să fie expus. De aia contează. De aia contează. De aia contează să ai cu cine vorbi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O cetate fără ziduri poate fi cucerită urgent. Arăți bine într-un timp câtă vreme n-ai dușmani. Culegi recoltele. Într-un fel zici că ești binecuvântat. Când an de an sameni pe cele șogoare, îți culegi recoltele, te căsătorești, îți crezi copiii, dar într-un an, pentru că n-ai ziduri, vin dușmanii sufletului tău, vin tătarii, vin hunii, vin, te prind pe tine, pe nevastă ta, copiii, rodurile, tot ce ai gonisit și dintr-o dată numele tău dispare. Nu mai ești ce puteai fi. Ți-au lipsit niște ziduri. Zidurile protejează. De aceea zidește zidul unei păreri echilibrate despre tine. Nu fii nici prea arogant, dar nici mai jos decât trebuie. Fii la nivelul respectiv. Trece prin sita aceasta a prietenilor tăi și spuneți, mai este ceva la mine, dacă vedeți ceva, anunțați-mă. Apoi zidește zidul acela când eviți zonele de risc. La ce să cauți tu acolo? Când eu eram în adunare, erau băieți de o seamă cu mine. Se cântau cântări, se predica cum se predica, cum era pe timpul respectiv. Era așa cum era, ei zic, măi, dar ăștia merg, se distrează. Vin și fete acolo, mai beau, mai chefuiesc, mai cu tare. Noi numai păcătos ca mine, nu-i și Psalmul 84 și numai așa, dar ce nu-i numai pentru asta, dar viața ai făcut altfel, cu tare și așa mai departe. Eu am rămas acolo la Psalmul 84, am rămas cu păcătos ca mine, nu-i. Am rămas cu corul, se făcea repetiție, cu stăruință, cu astea. Ei au plecat. Au plecat, s-au dus. I-am văzut veseli în prima fază. I-am văzut realizați. I-am văzut mai bine decât mă vedeam eu plin de Duhul Sfânt și vorbind în alte limbi. I-am văzut. După ani de zile, nu-i mai văd. Unii sunt morți de alcool și astea din familie de credincioși. Unii dintre ei s-au încurcat cu cine nu trebuiește, s-au îmbolnăvit de tot felul de boli, nu vă spun de care. Alții au intrat în pușcărie, alții au intrat în conflicte, au plăci de titan pe la cap. Alții dintre ei sunt robi și acum, alții copiii altora îi cresc, pentru că atâta de bat era că nu mai știa ce a făcut. Eu am rămas plictisit în adunare. Am 60 de ani, am familie, am copii, am frați, am surori, am tot ce-mi trebuiește și ceea ce e mai frumos, ca tânăr și eu și ei am avut visuri. Nu i-am întrebat pe ei ce au realizat. Eu vă pot spune în dreptul meu că am rămas în biserică și toate visurile mele au fost depășite de realitate. Toate.
că Dumnezeu știe să onoreze. Acum e rândul tău. Viața stă înainte, dușmani sunt mulți, dar dacă îți vei zidi ziduri, vei rămâne tare. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Da, mulțumim, frate Virgil, Domnul să vă binecuvânteze, nu sunt nevoie de completări, a fost foarte pe înțeles lucrul cu care ne întâlnim. Credeți că ar fi bine să cântăm o cântare, să vă uitați peste întrebări sau trecem direct? Cred că ar trebui să aleg. Da. Păi cum doriți, vă dau locul să... Să le alegeți sau cântăm o cântare? Da. Și spui că asta e în ordinea votărilor, nu? E foarte interesant. Prima întrebare la votare, probabil întreabă surorile, îi voi să faci sală? E cea mai votată întrebare. E vorba de sală de rugăciune, probabil, nu? Să mergi la sala de rugăciune. Asta presupune... Asta-i primul? Eu văd aici că... Tu ai schimbat acum? Tu ai schimbat, nu? Și acum cade iară... Da! Pentru că credincioși este foarte bine să se ferească de orice se pare rău. Sălile de fitness sau de antrenament, unde se duc majoritatea dintre ei, sunt cunoscute în lumea laică ca un loc de agățat, unde vin femei foarte mulate, la care imaginația nu trebuie să lucreze nimic, că vezi tot ce vrei, în timp ce tu tragi la gantările celea, îmbli cu capul prin adunare, după care te rogi, izbăvește-mă, Doamne. V-a șucat tare mult. Uitați-vă unde vă duceți. E o zonă de risc. Ei știu la ce vin acolo. Ei știu la ce vin acolo. Și acolo vin diferite persoane. Eu mai citesc din lumea laică, pentru că trebuie să fiu pregătit în domeniul ăsta. În mod special, oamenii care vor să își întemeieze, să aibă o aventură, merg acolo. Pentru a face, pentru a prezenta... Pentru că și ei știu că întâi vine și este firesc și după aceea cei duhovnicesc. La ei duhovnicesc nu mai vin niciodată. Dar firescul trebuie să fie pregătit. Se duc acolo, au loc discuții, priviri și așa mai departe. Credinciosul sau credincioasa ce face? Își tonifică mușchii? Dar dacă ai niște scări acasă, știu ele, vine apoi jos. Poți să pui pe soț, pe mama, pe tata, pe soț, dacă ești căsătorit, măi, cronometrează-mă de câte ori urc eu scările și vin înapoi jos. Sau, dacă ești băiat și vrei așa, spui cuiva să-ți dau un sac de ciment în spate, urc scările alea, dai jos înapoi. Ai o sală ta specială făcută așa, chiar dacă la extremă. Nu aveți să căuta, nu e indicat pentru credincioși să meargă într-un asemenea loc. Am întâlnit oameni care le-au plăcut și au făcut acasă câteva gantere. De asta mai ridicau ei acolo, dar n-are parmec, nu vezi și vezi în altă parte. Și acolo mergi cu abonament, lucrurile sunt clare. Mai departe. Cum să fii disciplinat în viață? Cum rămâi statornic? Aș vrea să vă dau un ceai și în ceaiul ăla să fie așa cumva, să dintr-o dată să fiți disciplinat. Disciplina se învață, frate meu. Disciplina îți propui. De exemplu, îți propui să vii la timp la biserică. Tu care ești obișnuit să vii după, că spunea cineva, numai începătorii vin la timp. Ești obișnuit să vii după. Dintr-o dată, îți propui să vii la timp. Asta totul se schimbă. Și orarul de servici, și traficul, și știi zilele. Și efectiv, mai întârzi de vreo două ori, pentru că n-ai știu că e trafic, n-ai știu că... Dar la un moment dat, când tu întârzi, toți își dau seama că s-a întâmplat ceva. Că tu te-ai obișnuit să nu întârzi. Ești disciplinat acolo. La fel ești disciplinat la promisiuni și începi să te disciplinezi. Că dacă o lești așa să vedem ce iese, cum iese, o să fii un om fără cuvânt. Sau oamenii o să spună, nu știi ce alegi de la el. Depinde de unde bate vântul data asta. De aceea e important, cu ajutorul Domnului și cu a fraților,
și punându-te la îndemâna Domnului să fii disciplinat, că te ajută. Care sunt cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă viitoarea? În primul rând, să se teamă de Domnul. Să aibă o relație puternică cu Dumnezeu și să spună mai mult decât orice, mă interesează să fac voia Domnului. Chemarea mea este asta. Să fac voia Domnului în locul în care mă așează Dumnezeu. Și dacă ai găsit o asemenea persoană, va trece peste greșelile tale, pentru că Domnul și din tine va asculta o ființă deosebită prin respectul pe care ți-l va purta chiar și atunci când nu meriți. Eu am o asemenea soție. Mulțumesc Domnului. Nu sunt perfect, dar prin modul ei de a se teme de Domnul, a trecut pe toate asperitățile și neajunsurile mele și mi-a spus foarte clar, Virgil, indiferent ce vei face tu, indiferent ce vei decide tu, eu rămân doar ca să te ajut să mergem împreună spre împărăția Domnului. Deci relația aia e în primul rând cu Dumnezeu și apoi în ceea ce privește relația noastră. Cine sunt cei 24 bătrâni din Apocalipsa? Am fost chemat odată la o slujbă de ordinare undeva în Spania, era o biserică tânără de băieți tineri, toți așa, erau nu știu câți diaconi. Și am spus, băi, frate Virgil, dar am înțeles să pun întrebări. E simplu, vă pun o întrebare simplă. Să-mi spuneți fiecare din 24 de bătrâni, să-mi spuneți numele la câțiva dintre ei doar, atâta tot, și mâine se rezolvă cu ordinarea. O venit a doua zi, frate, am cercetat Apocalipsa până în Geneza, cu tare, n-am găsit, frate, numele. Nici nu spun nicăieri numele mai, nu spun nicăieri. Ca atare nu trebuia să căutați voi, trebuia să știți că nu le spune nicăieri. Nu pot să vă spun care-i slujba lor, sunt foarte multe, nu știu răspunsul ăsta, nu-l cunosc. Știu că nu sunteți mulțumiți, dar asta e situația. Este permis sărutul sau ținutul de mână în prietenie înainte de căsătorie? Dați-mi să vă voie să vă spun răspunsul meu tranșant, nu. Sărutul. Există sărut umed și sărut uscat. Sărutul uscat este atunci când frații se întâlnesc și se sărută pe obraz așa. E numit sărutul uscat frățesc. Dați-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. E și sfânt ăsta, uscat. Sărutul între îndrăgostiți este sărutul umed. Și sărutul umed este preludiu pentru altceva. De ce începi ceva ce nu poți termina? Sărutul este preludiu pentru actul intim. De ce începi ceva ce nu poți termina? În afara faptului că stai pe la gaz la foc mic, ce realizezi? De aceea nu e indicat. Dacă tot iubești persoana respectivă și dacă tot ți-ai rânduit ție, n-ai timp să săruți? N-ai timp să ții din mână și în brață? Foarte mulți îi primim la mărturisire să ne spună că nu și-au dorit, nu și-au programat, dar uite ce a ieșit. Când te duci la ei în familie după ce-ți căsătoriți de ani de zile și când se întâmplă ceva, că e un copil mai bolnăvior, că e o problemă, că sunt neajunsuri financiare, el totdeauna furge în spate și spune, frate, știu de ce e asta. De ce? Păi să vezi, să vezi că nu ne-am oprit când a trebuit. De ce să mergi cu pata asta toată viața? Am văzut băieți și fete care s-au căsătorit și au avut necazuri. Au chemat slujitorii cu mâinile sus, s-au rugat. N-avem nicio treabă în trecutul lor. De aia vă rog tare mult. Pentru voi, dați-vă o șansă. Doamne ajută! Am pus-o înaintea Domnului, dar n-am primit niciun răspuns. Dar se pare că persoana aceea nu are gânduri de căsătorie. Ce să fac? Nu știu ce să aleg eu aici. Dacă nu are gânduri de căsătorie, poți să o pui cât vrei înaintea Domnului. Pentru că nu-i timpul, nu-i vremea.
Tu vrei să o dai Domnul și tu spui că trebuie să te primească așa cum ești, s-o obligat. Nu, nu. Nu uitați. Ai voie să ceri călăuzirea Domnului în viața de căsnicie, dar în primul rând trebuie să-ți placă de persoana respectivă și persoana respectivă să-i placă de tine. În primul rând, persoana respectivă trebuie să spună că este pregătită pentru căsătorie și tu ești pregătit pentru căsătorie. Că s-ar putea cineva să aibă proiect să termine o școală. Sau are proiect să mute în America. Sau are alt proiect. Ce-i problema? Nu sta singur acolo. Bănuiesc eu un băiat aici. Dacă n-are gânduri de căsătorie, dar tu i-ai spus ei că ai gânduri de căsătorie și că ai pus-o înaintea Domnului, s-ar putea, dacă îi spui, să fii bun la alergat după aceea, dacă ți-i secret. Între credincioși cam așa se discută. N-are de unde să ghicească ei ce gândești tu. Te duci frumos la ea, îți spui numele, că te-am învățat în seara asta, spui numele, spui că ai apreciat-o și ai văzut-o, spui că din punctul tău de vedere ar fi o persoană cu care să poți discuta în vederea căsătoriei, nu a pierderii vremii, în vederea căsătoriei, și întreabă și pe ea dacă e disponibilă pentru a merge. S-ar putea fata din start să spună, am alte proiecte momentan, pare foarte rău, nu se poate. Și atunci te-ai retras fără prea multe investiții. Altfel, decât te văd eu, tu pui înaintea Domnului, te îndrăgostești cu tare, investești o grămadă și la un moment dat ea spune, măi, dar de ce nu mi-ai spus și mie? Poate că era și invers ceva. Continuăm. În relația cu un posibil viitor partener, e important să fie o tragere de inimă, chiar și o voință de a o cunoaște chiar de la început sau vine cu timpul. Întâi vine ce este firesc. În primul rând trebuie să-ți placă. În primul rând trebuie să-ți placă. Există o compatibilitate. Vedeți dumneavoastră, nu toate fetele îți plac. Fete frumoase, deosebite, dar nu toate îți plac. Nu toate sunt pe felul tău de a fi. Există băieți credincioși, cântăreți, buni, dar nu sunt compatibili cu tine. Ca atare întâi vine compatibilitatea asta. Compatibilitatea este dezvoltată și de altceva. Postul și rugăciunea îți dă o finețe mai mare în lucrurile în care nu se văd. Și e foarte important lucrul ăsta. Că s-ar putea la un moment dat, în dreptul unei fete, să se oprească un băiat care mai are un fel de Don Juan, așa, mai trecut pe la alte fete, are experiență, știe să vorbească, și cu toate că nu are niciun motiv să-l respingă, ea nu este compatibilă cu el. Și spune și mama sa, îi spune, măi, dar e băiat bun, e băiat cu tare, e băiat așa, mai vorbit și cu ăla și cu celălalt și multe fete ar dori să oprească. Dom'le, multe fete, eu nu sunt compatibil cu el. Ceva din mine mă împiedică. Pentru că există un anumit nivel pe care v-aș ruga tare mult să-l respectați. Să nu vă căsătoriți doar de gândul de a fi însurat și măritată. Căutați fața Domnului și căutați persoana cu care vă puteți potrivi cel mai bine. Și asta cereți și sfatul, în primul rând, a părinților, apoi cereți sfatul păstorului, mai ales dacă e din alte comunitate. La mine, într-o zi, au venit doi părinți cu un băiat care era îndrăgostit de o fată din, pare mi se v-am spus eu lucrul ăsta, din altă parte, și cum l-am văzut după el, așa zâmbea la geamuri, la tot, era îndrăgostit din numai. Părinții spune, frate păstor, băiatul nostru e îndrăgostit de o fată din alte comunitate, uite la el, na, asta e situația, e îndrăgostit, vrea să căsătorească neapărat, dar noi vrem să știm cine e fata aia. Nu știm, lui îi place, știe aia să vorbească, l-a luat, cum l-a luat, uite la ei. Așa, ce-a făcut cu dânsul, spune-ne. A întrebat, dar cine-i păstor acolo? Mi-a spus cine-i păstor, am format numărul, îl întreb, frate păstor, este la noi în biserică o familie, a venit aici cu băiatul, băiatul vorbește cu o fată de la dumneavoastră, cum îi zice la fată? I-a spus numele, cum îi zice, și a zis, ce poți să-i spui la părinții ăștia? Fratele la păstor înțelept mi-a spus, frate Virgil, de bine n-am și să spun, rău n-am voie să vorbesc. Și gata, s-a încheiat. I-a zis, luați-l pe băiat, spuneți-i să-și iei zâmbetul de pe față, că nu se merită, și să stea el. S-a rezolvat, el a găsit-o, a mers în altă, dar a întrebat pe cineva. Cereți acordul cuiva, nu mergeți numai pe mâna voastră.
Mergeți pe oameni de experiență, oamenii care se roagă, odată ce i-ai spus să roagă, aveți bunici, spuneți-i, faceți lucrul ăsta, e o sărbătoare pentru toți ceilalți. Faceți-o transparentă, frumos lucrarea aceasta. Cum pot scăpa de dependența telefonului? Petrec mult timp pe social media. Ar fi interesant dacă la colectă s-ar mai pune și telefoanele astea. Ar fi minunat. Așa poți scăpa. Domnul Iisus Hristos i-a spus tânărului bogat, du-te și vinde tot ce ai, că el îl încurca. Dacă telefonul te încurcă, te rog frumos, scapă de el. Găsește soluție. Știu că apare și aici sevrajul. Sevrajul este starea aceea când n-ai substanța care îți produce oarecare împlinire, ești nervos toată ziua. Bine, roagă-l pe cineva câteva ore pe zi să-ți ia telefonul. Există la momentul actual în lume mănăstiri care se organizează, cu călugări acolo fiind, organizează pentru toți oamenii de afaceri care sunt la fel de dependenți de telefoane, organizează sesiuni de 2 săptămâni câteodată. Când intri acolo, îți oprește telefonul, îți oprește absolut tot, intri acolo, citești Biblie, citești o carte, ce vrei tu, stai 2 săptămâni fără telefon deloc. Și ei vin și spun, să plătești greu acolo, intri acolo și călugării vin și spun, dacă cumva vrei vreun lucru, ți-i dor de ceva, vină și ne spui și noi îți explicăm cum străiești fără. Tu plătești pentru asta. Pentru că oamenii își dau seama, își dau seama câți dependenți. Ei, noi dezvoltăm aici. Roagă pe cineva dacă ai părinți, mamă, între orele de și de, mai ales cum sunteți mulți dintre voi adolescenți, noaptea, telefonul ar trebui să fie la părinți. Ar trebui să fie la părinți. Îl iei de seara de la 6, de la 8 și îl dai la tata. Spui, tată, mâine dimineață îl iau. Să ai și tu vise liniștite, Doamne ajută! Puteți să scăpați, numai dacă vreți. Există soluții și sunt oameni care să vă ajute. Ce părere aveți despre botezul făcut la vârsta de 14 și 15 ani? Biserica este cea care stabilește maturitatea persoanelor respective. Nu pot să spun eu nimic decât că fiecare biserică își stabilește un anumit prag. Ceea ce pot eu spune este că fiecare persoană din lumea asta are dreptul să le invite, adică cum spunea Evanghelistul Ioan sau Apostolul Ioan spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ai dreptul să-L primești pe Iisus, crezând în El, la orice vârstă. Botezul frații ți-l vor da atunci când văd rezultatele prezenței lui Iisus în viața ta. Și foarte important lucrul ăsta de știut. Majoritatea dintre voi știți, conduceți mașina de la 14 ani. Chiar unii de la 11 ani aș fi vrut să vă dea părinții să conduceți mașina. Totuși există o vârstă în care autoritățile consideră că tu ești responsabil pentru a conduce mașina. Și atunci îți dau carnetul de șofer pe care l-ai tu să fii responsabil. Ei, și în domeniul ăsta, bisericile au un anumit grad de responsabilitate pe care îl urmăresc. Dar, încă o dată vă repet, asta nu împiedică să vestim printre copii și adolescenți prezența lui Hristos în viața lor. Biserica va boteza când va crede de cuviință, când vor vedea responsabilitatea. Cum arată cel trimis de Domnul pentru tine în privința căsătoriei? Normal arată. Că dacă e anormal, nu-ți convine. Arată normal, e sub acoperire. Deci așteaptă-te ca lucrurile din prejurul tău, încă o dată, să fie la locul lor. Așteaptă-te. Nu totdeauna vine la toți acea îndrăgostire din început. Poți să uiți la trecutul persoanei respective, la maturitatea persoanei respective, la modul în care slujește în biserică, la seriozitatea cu care slujește, la modul în care își ține cuvântul. Toate astea sunt lucruri pe care trebuie să le vedeți, mai ales dacă sunteți în aceeași comunitate. Când sunt din comunități diferite, aveți nevoie de sfatul unor oameni care sunt acolo.
care pot interveni, care pot vorbi, de care te poți interesa, cum v-am spus. Și foarte important să țineți legătura cu biserica. Din nefericire, de foarte multe ori suntem puși în situația când cineva care nu-l vedem nicăieri, auzim că se căsătorește și ne pune tot pe noi să ne interesăm de cea sau de cel cu care va urma, ce fel de om e. Dar cu ce ocazie vii tu la... Că nu te-am văzut nici la tineret, nu te-am văzut nici la slujire, nu te văd nici la adunare, nu te văd... Dintr-o dată ai nevoie să ai niște informații foarte confidențiale care se caută pentru ai noștri de aici, care au nevoie de așa ceva. Fiți alături de frați, fiți la slujbe în biserică, ca atunci când vreți să faceți pasul ăsta, să fiți siguri că nu faceți o greșeală. Ca oamenii să se roage pentru voi. E păcat pentru o frată femeie să citească din Biblie fără să aibă capul acoperit? Eu vă pot spune ce scrie în Scriptură. În Scriptură spune că femeia care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei. Asta scrie în Scriptură. Și învelitoare, v-aș ruga tare mult să luați învelitoarea ce spune Dumnezeu, nu ce spun păstorii sau oamenii. Că sunt femei care își pun o florișică în păr și spune că ea e învelitoare. Sunt persoane care își pune o coroniță și aia e învelitoare. Nu uitați că acolo sunt două învelitori. Una naturală, pe care o lasă Dumnezeu și pe care nu o poți lua și nu o poți spune, care e părul, și una artificială, prin care tu arăți ascultare punând-o sau luând-o. O femeie care strânge părul coc la spate și își poartă eșarfa sau baticul capilit și acoperit părul, pentru că n-are favoriți și, din cât știu eu, n-are nici mustăți să acopere pe aici. Acopere părul și atunci e acoperitoare din punctul de vedere al lui Dumnezeu. N-acopere părul, nu e acoperitoare, pentru că textul ăla biblic asigură treaba asta. Trebuie să fie acoperitoare cum Dumnezeu numește cealaltă acoperitoare. Continuăm. Se poate ajunge la desăvârșire aici jos pe pământ? Trebuie să tindem spre acest lucru? Da. Trebuie să ne sfințim, să ne curățim, să fim cât mai buni posibil cu ajutorul Duhului Sfânt și a resurselor, pentru că ne crește calitatea vieții în primul rând. Nu pentru că este o normă. E una să trăiești în preajma unui om credincios, pocăit, calm, răbdător, un om care te iubește, un om care trece peste, și să ai o asemenea comunitate și să fii o asemenea persoană. Desăvârșiți în termenul lui Dumnezeu, nu putem fi. Când Biblia spune, fiți desăvârșiți ca și Tatăl vostru, se referă să ne iubim dușmanii, cum face Dumnezeu. Cum face Dumnezeu. Dar Biblia vine și spune, când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Dar până atunci calitatea vieții noastre și a familiei noastre crește pe măsură ce ne desăvârșim. Desăvârșire sau sfințire înseamnă a înlocui lucrurile negative cu altele din viața noastră. Și lucrul acesta este un lucru benefic pentru noi. Să vezi ce anume te încurcă, să vezi deficiențele și apoi să le înlocuiești cu ajutorul Duhului Sfânt, cu roada Duhului Sfânt, provocând în prejurul tău o undă de bunătate, de credincioșie și de har. E ok dacă înainte să te pui în pat te rogi, mulțumești Domnului în gând, fără să te pui fizic pe genunchi? Sunt situații când te poți ruga așa, Dumnezeu ascultă, e singurul capabil să asculte rugăciunea în gând. Însă e indicat să verbalizezi rugăciunea ta. E indicat să te auzi și tu și să te audă și alții care sunt lângă tine. Pentru că rugăciunea este o forță, nu numai atât pentru tine, este o forță și pentru alții de lângă tine. Și de aceea e important pentru voi să se verbalizeze rugăciunea. Când este vremea potrivită pentru a alege să închei un legământ cu Dumnezeu în apa botezului?
cât mai devreme posibil, cu atât mai bine. Încă o dată, păstorii, biserica, vă oficiază legământul, botezul atunci când cred ei că sunteți maturi și responsabili, când e vremea potrivită. Pot să mai amâne dacă ceva, dar e important ca tu să-L ai pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Și e important să fii acolo, pentru că dacă nu-i Hristos acolo, s-ar putea să fie beție acolo. Că dacă nu-i Hristos acolo, s-ar putea să fie curvie acolo, să vrea să intre acolo. Dacă e Hristos acolo, toate lucrurile astea te pot ispiti, dar nu te pot cuceri, pentru că e Hristos acolo. De aceea e important, mai mult ca oricând, pentru adolescenți și tineri, de predicat Evanghelia între ei. Se cunoaște foarte bine că cei mai mulți convertiți sunt de rândul celor de la 15 la 25 de ani. Cei mai mulți, 3/4 dintre convertiți. Rar se întoarce cineva de la 60 la 80 de ani. Foarte rar. De ce? Evanghelia nu are putere? Ba da, are aceeași putere. Dar oamenii devin mai împetriți în timp. O să vedeți, oameni credincioși rămân, nu se pot schimba. Știu că e rău, nu se pot schimba. De aceea e importantă lucrarea cu tinerii, lucrarea cu adolescenții, școala duminicală, pentru că ei se lasă modelați ușor. Și odată ce sunt modelați bine și l-au primit pe Hristos și sunt încurajați să-L primească pe Hristos, nu mai ai treabă cu ei toată viața. Dar dacă nu, noi spunem fiii risipitori se întorc acasă, un foarte mic procentaj dintre fiii risipitori se întorc acasă. Un foarte mic. Noi am vrea toți să se întoarcă. Promisiu, când se aude vreo descoperire într-o biserică, voi aduce unii din fiii risipitori și din prinși război, toată biserica se bucură, fiecare se gândește la lui. Fiecare se gândește la lui. Dar nu-i mai bine ca a tău să fie în adunare? Nu-i mai bine ca să te ocupi de el din timp? Nu-i mai bine să fie aici? Și ultima întrebare. Este bine să primim răsplată financiară pentru lucrarea lui Dumnezeu? Nu cred că e vorba de vreo răsplată financiară. Nu există plată pentru predică, pentru cântare, pentru rugăciune, pentru cel ce face de ușier, pentru orice. Nu există bani în lumea asta să plătească vreo slujbă. E dezonorant să spui că vreo slujbă s-ar putea face cu bani. Nu. Toate se fac pentru numele Domnului și pentru slava Domnului. Faptul că biserica suplinește la nevoia de transport, la ziua de muncă a omului respectiv, la anumite eforturi pe care le face el, pentru că e un cost, și biserica suplinește asta, nu e o răsplată, este o plată dată ca omul respectiv să-și plătească benzina, motorina, biletul de avion și ziua de muncă pe care o lăsat-o ca să vină să slujească bisericii respective. Dar nu este o răsplată. E ceva ce ești dator să-i dai și poate că dacă ți-a plăcut mesajul, să-i dai să aibă de unde vine și data viitoare. Să nu trebuie de unde eu acum. Pentru că toate astea știți că costă. Dar niciodată, să vorbești că există oameni care au taxă. Să vorbești, eu n-am întâlnit predicator să aibă taxă. Nu am întâlnit. Circul foarte mult. Nu am întâlnit încă biserică să-mi spună, frate Virgil a venit cu tare și ne-a cerut atâta pentru... Nu am întâlnit. Că există un folclor așa pe care mulți oameni care doresc să predice, dar n-ajung, îl pun în dreptul altora, asta e altceva. Dar eu n-am întâlnit lucrul acesta. Toți oamenii aceștia vin, slujesc pentru Domnul, și câteodată ți se întâmplă, să spun așa, că mă duc la o conferință, de exemplu, îți invitați din toate părțile, cântăreți cu tare, organizatorii sunt foarte ocupați și așa, și mă trezesc, ajung acasă, pe banii mei, cumpărat biletul, tot, mă sună după 2 săptămâni organizatorul, spune, băi, am plătit drumul la cântăreț, am plătit drumul la celălalt predicator, ții, nu-i așa că am uitat să-ți dau banii de drum? Zic, da, dar am crezut că așa faceți data asta, la câte bune au fost între noi, poate data asta vă mă verifica, băi, îmi cer scuze și așa mai departe. Se mai întâmplă câteodată, nu intenționat, dar nu e asta problema. Problema este că nu există lucrurile astea înainte. De aceea există o mitologie așa printre frați că spune că face. Nu,
Nu există asta. Ca atare, nu se poate răsplăti nimic. Văd oameni de ordine care nu-l poți răsplăti cu nimic, ceea ce face el. Este o slujbă pe care numai Dumnezeu o răsplătește. Doamne ajută! Mulțumesc că m-ați răbdat în seara asta. Mi-a părut bine să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă doresc mult progres în lucrare și atât la fete cât și la băieți, mă rog împreună cu fratele Costel și ceilalți slujitori din bordul de conducere să vă dea Dumnezeu la fiecare câte o casă liniștită. Amin. Să vă vedem peste ani, că sunteți fericiți, împliniți, cu nepoți cum sunt eu la momentul actual și să se vadă pe chipul vostru că Dumnezeu v-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Amin.